380 de comenzi. Tu vrei să-mi spui mie că luni, adică Da. astăzi, s-au comandat 380 de huse de la Da. Mobile Fox? Da. 380? Da. Mamă, 380 ori 100... Bro, ce? What? A, păi de acolo mă vin banii pentru Rolls. Acum face totul sens, bro. Acum, chiar nu vreau să mă cac pe mine, dar banii de rol i-am făcut anul ăsta. Da. Nu, anul trecut, Nu, 2023. anul ăsta. Ce? Nu, nu. Cu tot cu decembrie, pardon. Ah, ok. Mașina lui Căplescu, îi luase mașina lui Căplescu, dăduse vreo 4.000 pe Mini ăla și zice, a, bă, te dracu, e la tu mașină lui ăla, Da. ce nu știu cum, ai mașină de 300 de trage, gen, mamă, cu aia, nu vine să cred. Eu chiar voiam să exemplific în clip cât de mult nu-mi pasă de bani, având în vedere că în loc să-mi iau mie o mașină, gen, na, whatever. Mamă, mi-e și caldă, nu mai pot, Robi, deschide și tu geamă. Producția, vă rog frumos. Eu cum sunt, mă, Nu, babu, sau hai, cum era la de la Cojire, acum îi iau. Baboiaș! Care e faza cu incidentul din Bass House? Bă, coaie, deci chiar m-a întrebat toată lumea și efectiv cel mai simplu lucru din lume. Merge minutele? 3, 2, 1. Bun. Bună ziua și bine la următorul episod din Minecraft. Mi Da, pare, sigur. stai bine, înainte să începem, mi se pare ireal cum toți gamerii 3, 2, 1 și... Dacă nu este mai nici o dată cu ea. Anul trecut n-ar băga la premier. Da, fiindcă când se făcea gaming acum mai mulți ani, N-aveai voie să editezi. n-aveai voie. N-aveai voie cu aia. Era F9, F10, așa erau bindurile, știi, din OBS. Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la primul podcast de pe acest canal, mai exact ca între prieteni, unde o să purtăm o discuție ca între prieteni. Și astăzi invitatul nostru este Zbâr! Salut, la podcastul ăsta ai de gând să inviți doar prieteni? Nu. Ce, e drept, nu mă simt ca la podcast. Nu? Nu, mă simt ca între prieteni. Păi, vezi? Poate că avem tot setup-ul reciclat, ba de la Robi, ba de la nu știu Nu, cine. dar e chiar foarte laid off, adică nu am nicio emoție. Da? Da. Da, ai avut vreodată emoții la podcast. Ai fost Da, la Țibulcă. cel mai rău ai emoții când te și auzi cu aia. Da? Da. E serios dacă te auzi, știi? Bă, da, fii atent. Eu cred că dacă aș merge la un podcast de genul, sau inclusiv aici, dacă mi-aș pune căști pe urechi, cred că nu m-aș putea înțelege, m-aș bâlbâi în continuu. Da, e foarte ciudat, te auzi în ecou. Că te auzi și ce zici tu, aia e ciudat. Mamă, dar pare foarte complicat. Da. Așa mă, și cu podcastul ăsta cât de lung vrei să-l ținem? Bă, o oră, două, trei. Oleu, avem de vorbit. Depinde când ne obosește mâna. Nu știu, să dați și voi un subscribe, un like, un ceva, că acum nu avem stative. Pe bune. Podcastul ăsta evoluează odată cu pei. Dacă vă place, o să avem poate stative, o să Da. avem... Camere mai bune, lumini mai bune. Am un ring light care gen l-am luat cu 60 de Mai nu lei. se vede. Are un iPhone pus acolo cu blitzul pornit. Ceva de genul. Cred că era mai bine. Are Robi o brichetă cu lumină, știi, bricheta aia cu lumină. O să mai puțină lumină de aici. Bun, Gata, continuăm. gata. Uite că acum gata, nu mai e umbra aia pe Îmi față. place că Robi nu zice nimic, că știi că nu o să audă bine și mai bine să nu se auzi deloc. Da. Știi că n-ai tracul ăla să vorbești, că știi că nu te auzi să nu strici. Da, sau te uiți așa super înfundat și nu înțelege nimeni nimic. Da. Mamă, cum ar fi la următorul? Cum crește asta? Să avem și un de la să stie așa picioarele. Nu, că dacă la următorul podcast, vreau data viitoare când te invit la podcast, vreau să fie un pic mai next level, cu studio, cu altceva. Dacă ne ajută băieții cu un like, Cu un like, cu un subscribe, un un super comentariu. chat, mi se pare că poți să lași Bă, da. un ciubuc acolo. Bă, când a apărut prima oară funcția aia, eu n-am înțeles nimic. Ai Da. primit vreodată? Bă, știu că o singură dată am încercat să-mi activez membrii pe canal acum vreo 4 ani Așa. și mă gândisem eu să ofer o chestie așa, gen să dau clipurile cu o zi înainte. M-am dat peste cap, n-am dormit 7 zile și pe aia am renunțat, că am primit 3 membri. Da? Da? De ce? Las cu continuu. Bun, da, deci odată ar merge un subscribe. Hai repede like ca să vadă și el înapoi. Ați văzut că Robin n-a vorbit nimic până știa că are acolo, băi, după 2 minute de vorbit zici, bă, s-a stins camera. Dar a mutat-o el. Să-l lași pe ăla cu no signal.
revenit, gata. Gata, bun. Dacă mai, dacă se mai duce mâna, facem beata, mă rog, gârtirică. La început numele să fie Canâtre, prieten, că n-avem bani de... N-avem bani de... Stai, gen cel mai ghetto. Efectiv. Bă, dar canapeaua asta, credeți-mă, deci în primul rând canapeaua asta doar pare low budget, dar e o canapea șmecheră, chiar. Bă, e super confortabilă. Bă, stai bine pe aia, arată urât. Imaginează-ți că e mult mai bine decât dacă ar fi trebuit să vin până în Arad să filmăm asta. Corect. Pentru că Payne s-a mutat înapoi la București, în sfârșit. Da, yay! Bă, chiar mă bucur că m-am mutat înapoi la București. Eu nu înțeleg de ce te-ai mutat de aici. Venim cu susținerea acolo, membrii pe canal. Primesc clipul ăsta cu o zi înainte, am înțeles. Da, 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 corect, da, îl postez cu o zi înainte. Corect, da, funcția de membru, bă, uite, da, eu nu știu dacă o am activată. Pe oricum, bune. Nici nu va intra nicio reclamă până acum, dar acum... Mai dacă ești șmecher și ai YouTube Premium și ai auzit toată gluma. Da, pe bune, da. Oricum ăștia care sunteți YouTube, care aveți YouTube Premium, ne uităm mai frumos la voi că... Dar care e diferența de RPM oare între bă, un user cu YouTube Premium? Nu pot să calculez. Dar, știi cum am gândit să fac, să-mi dau seama? Iei abonamentul ăla de YouTube Premium, îl împart la câte zile sunt și pe aia la câte view, clipuri ai vedea tu în medie pe YouTube și vezi că ai dat undeva la 12 cenți per video. Niciodată o vizualizare prin reclame nu valorează 12 cenți, deci clar, e mult mai bine plătit YouTube Premium. Da, 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 înțeleg. Dar interesant că totuși ai la analitice, ai funcția aia, gen vezi câți bani ai făcut de la userii care au YouTube Premium. Da, dar nu știi din câte view-uri, corect, da, asta da, e. Da. Că asta nu știu, și am căutat, chiar am căutat, chiar am făcut research, dar n-am găsit nimic și am zis, bă, na. Să mai oprim puțin podcast-ul, că încerc să din azi. Ignorați asta, vă rog, nu vă uitați la ea. Da, bă. Uite, vedeți, suntem reali. Cum era acum să mă opresc. Nu vrei să luăm o pauză? Nu, no, sigur? Sigur. Bă, da, să mă mor, frate, am dat două ăsta, uite cât a... Și-a dat omul meu o rolă întreagă. Cui? Până la final nu cred că. Așa, revenim, vorbeam de dedicare. Uite, spre exemplu, ieri ai fost la te culcai la 4 dimineața, te zici la 6 ca să mergi să iei pe mădă Gami? Nu, no, Gami a venit mai târziu, nu știam. Pe bune? Da, 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 pe Gami nu l-am prins. Ah, wow. Da. De la aeroport, gen? De la aeroport ca să le filmez reacția la o chestie pe care am cumpărat-o. Dar poți să zici că ăsta apare fix. Apare după? Da, apare după. Ah, ok. La Rolls-ul pe care zbâr și l-a cumpărat. Dar aveam să le iau reacția și m-am gândit că cea mai bună reacție ar fi la aeroport. Știi, că nu e, bă, ieși tu afară să iau ceva. Nu se așteptau să vin acolo, trebuia să meargă doar Robi după ei, știi? Da. Numai n-am luat eu în considerare. Am zburat oamenii 14 ore. A, și nu l-a avut niciun chef de tine. Nu, eu n-am văzut până acum. Le-am pe telefon, că n-am lăsat să fiu cu camera. La aeroport nu te-a lăsat? Nu. Dar unde? A, în interior. În interior și doar, nu știam, stați puțin că mă duc să iau camera din mașina pe care nu știți încă care. Am corect, dat cu telefonul, că să fie mai... Mai natural. Mai natural, da, da. Fair enough, oricum o ieșit probabil, ok, era și calitate. Da, vere, da, vezi. Da, dar n-au dormit? Au dormit, dar știi cum e când dormi în avion? Bă, nu știu, eu când dormeam în avion aveam cel mai dulce somn eu posibil. Eu te cred cu aia, dar suntem amândoi... Pe la 1.70. Adevărat. Te-ai plâns vreodată deloc în avion? Nu. O singură dată am mers cu Lufthansa. Deci dacă îmi pica ceva pe jos, nu puteam să-l iau. Mâna nu era destul de lungă să-mi permită să ajung până acolo și capul nu se ducea mai jos. Atât era. Dacă îmi pica ceva pe jos, nu. Bă, n-aveam loc să adorm, că nu aveai loc, efectiv. Unde ai fost? Lituania. Lituania? Da. Asta recent? Da, acum un an. Mă gândeam că gen, nu aveai bani să zboni în Lituania acum 4-5 ani, de-aia ziceam. Nu, că n-am plătit eu biletele. Nici nu ai plătit. Am fost chemat de un brand și, bine, nu m-am gândit că puteam să-mi iau eu, gen, practic, eu mi-am luat biletele și ei le-au decontat, știi? Da. Le-am luat cum le iau eu, îți dai seama, nu l-am luat pe banii altora. Da, da. Poate nu-mi dau banii, m-am luat acolo, cum a intrat, nu mi-a luat bagaj, adică nu? Pe lângă că nu puteam să mă plec, mai aveam și căcatul ăla de ghiozdan la picioare, că n-am prins loc sus. Și eu nu sunt așa înalt, îți dai seama dacă stea Gami acolo? Nu, de fapt, nu intra. Dar... Gami ca Gami, dar și Eddie, că e și așa mai mare, mai... Și Eli? Eddie. Ah, mă înțeleg și el. Eddie, 90, 125 de kg câte are el. E imens. Cum era cu aia să fim și noi înalți? Bă, nu știu, mie...
Uite, de exemplu. Fii atent, întrebare. Nu ești înalt. Ți-ai dorit vreodată să fii mai înalt? Nu. Ba nu, în clasa întâi eram al doilea cel mai scund, dar gen era mic, era și mai mic ca mine. Și gen, efectiv, era mic ca și construcție, că după aia când am ajuns la gimnaziu, și râde Robi de pe jos, când am ajuns la gimnaziu, cum îi spune, a fost la atletism și chestii. Și știi unde m-am văzut cu el? Mm. Cum dracu îi zice, a fost la concursul ăla cu ultimul care ia mâna de pe Audi, îl păstrează. Ce concurs? Am avut eu un de la ultimul care ia mâna de pe Audi. De pe Audi? Ăla decapotabil. A, gata, da, gata. Băi, și tu știi cum stăteam cu inima să nu câștigi ăla, să zică lumea că am vorbit cu el? A, da, bă, era nașpa, da. Deja că câștiga ăla, ziceam, bă, dar mi se pare că ești pe locul 2, știi, n-a primit nimic, aia e. Dar dacă câștiga ăla, frate, era cam, gen, l-am lăsat să, n-am mai vorbit cu el, dragul, de 15 ani, da. Da, na. Da. Mă uită, mai că poate se primul, zicea lumea poate că e nașpa. Oricum te-ai avut mereu chestia asta, să nu zică lumea că îți vloguri le fake. Tu chiar ți-ai cumpărat mașină. Da, da, tu chiar ți-ai cumpărat mașină, atunci șeptarul, ți-ai cumpărat șeptarul special cu, pe chestia asta. Bă, bă, da, exact. Când am luat șeptarul, făceam clipuri când... Bine, nu erau așa mari premiile, dar pentru România erau destul de mari. Știi, și lumea zicea, ai, tot te dragul de aici. A, nu, fix mașina lui Căplescu, îi luase mașina lui Căplescu, dăduse-mi vreo 4.000 pe mini ăla. Și zice, a, bă, te dracu, e la tu mașină lui ăla, da. Nu știu cum, ai mașină de 300 de trage. Și mi-a zis, mamă, cu aia, nu vine să cred. Eu chiar aveam să exemplific în clip cât de mult nu îmi pasă de bani, având în vedere că în loc să-mi iau mie o mașină, gen, na, whatever. Da, știu că ai fost... Nu știu merge că... în România. Da, nu, dar vine cumva, nici nu poți să judeci chestia asta, că nu dădeai, adică nu păreai că ai bani de atât de mulți de investit în clipuri. Chiar da, nu păreai atunci. Acum ai altceva. N-aveam așa mulți bani. Singura chestie că investeam pe toți. Nu păstram nimic, nu strângeam nimic ca pe dreapta, nu nimic. Plan B nu prea mai aveam. Știi că trebuie să fie planul A. Înțelegi? Da, da, știu. Bine, practic asta cu vlogul a fost planul B la mine. Planul A era asta să devin regizor/actor. Asta m-a întrebat diriga în clasa 5-a. Și asta credeam că o să devin. Actor ești, basically. Și regizor în același timp. Și regizor, practic. Da. Iar, care, aia? Stai cu... Nici o problemă. Ce? A, iară mi s-a închis camera. Da. E bine, e bine. Mamă, mi-a picat încă ceva de aici, de la setup. Deci, ca acest podcast să devină unul mai quality, chiar avem nevoie de ajutorul vostru. Ești focusat! Acum, până vine zbâr de la baie, aici, deci fix în partea asta ar fi intrat perfect o sponsorizare, dar ghișișe, nu avem încă sponsor. Și poate mă întrebați, e bine, de ce nu avem sponsor? Fiindcă nu avem, nu a vrut nimeni să ne sponsorizeze. Mamă, mi-e și cald, nu mai pot. Robi, deschide-și tu geamă. Producția, vă rog frumos. Eu cum sunt, mă, babu, no, să-mi cumpere la cojirea. Bambus. Sau ăla de la Băruță, cum îl chema? Ducă. Nu ducă. Ba, ceva, cuc. Ciucă. Ciucă. Hai că în cele din urmă, da. Bine, pe mine mă trage curentul aici. Doamne. Doamne. Bă, ai băgat și pe acolo un like, poate l-am mâncat la aer condiționat cu ceva. Bun. Fii atent ce vreau să te întreb referitor la discuția pe care am avut-o. Tu ai cumpărat de-a lungul timpului foarte multe mașini. Și când zic foarte multe, gen chiar foarte multe. Cred că ai cumpărat peste 20 de mașini în total până acum. Nu știu fix câte. Sigur peste 20. Din câte am numărat eu și din ce research am făcut, cam așa mi-a dat. Cu undeva la peste 20. Ți se pare bună investiția în mașini? Bă, pentru toată lumea care vede clipul ăsta, nu. Efectiv. Ideea e că ar trebui să înțelegeți că cumva pentru mine are sens din punct de vedere material să le cumpăr. Nu mă refer doar pentru că mi le permit, ci și pentru că am platforma necesară și numerele necesare și comunitatea necesară încât să pot să pierd cât mai puțin posibil la oricare din mașinile astea pe care le cumpăr. Înțelegi la ce mă refer? Da, tu practic cumperi mașinile astea special pentru a avea content și exact, pentru a-ți putea desfășura activitatea pe care tu o ai. Da. Efectiv, nișa ta. Asta e nișa ta. Da, uite, de exemplu, luăm ca exemplu mașina lui Căplescu, da, cu 4 ani. Da. Ca să cumpăr mașina aia, am luat toți banii de am făcut vara aia. Gen. Da, că la finalul verii ai cumpărat mașina exact, aia, da. Exact, gen, toată vara toți banii din Ațen s-au dus pe mașina aia. Și cumva următoarea pe care, nu mai știu care a fost următoarea, dar ideea e că din ce în ce mai mult
A devenit timpul de strâns mai mic pentru ca să mă amortizez investiția. Da, da, da. Wow. Asta e faza, adică bine, cred că m-am exprimat super prost. Deci practic pe măsură ce a trecut timpul, canalele mele au crescut și a început să devină mai scumpă reclama și mai multe vizualizări și mai mulți bani din AdSense, în așa fel încât să pot să amortizez o investiție de genul din mai puține vloguri decât erau necesare înainte. Adică vara aia am postat în fiecare zi, deci undeva la vreo 90 de vloguri ca să cumpăr o mașină. Nu, no, a fost 4.000, tată. 4.000 a fost? 4.000 a fost, da. Ah, wow. Da, nu știu, da. Am crezut că a fost mai puțin. Nu, man. 4.000. Ah, de ce? Nu, că poate, știi, poate era și ieftină, dar nu știam așa bine mașina atunci. Ai simțit-o oricum. Ești nebun? Cum zice? Nu știam la fel de bine să aleg mașina atunci și cred că e posibil să-mi fi luat puțină țeapă. Cred așa că da. Așa știam atunci. Înțelegi? Mă, dar oricum, țin minte că în vara aia, atunci m-am mutat prima oară eu la București cu Mirjana. Da. Și știu că inclusiv și tu, deși nu înțelegeam de unde aveai resursele necesare, făceai și tu daily vlog. Și acum poți zici ce vrei, dar te costă destul de mult să faci daily vlog. Păi tata, pe mine nu părea că mă costa așa mult, că eu făceam totul. Deci, dar aveai și cheltuiala de zi cu zi, fiindcă bă, e foarte greu să faci daily vlog. Trebuie să te miști zilnic, să faci ceva, dar interesant zilnic. Bă, nu mai amintesc așa bine vlogurile de atunci, dar erau destul de ieftine. Adică o dată la 3-4 vloguri pe canalul principal aveam cheltuieli. În rest... Ah, da, că postai zilnic pe canalul secundar și până... Nu, nu, nu. Postam zilnic împreună. Adică postam un vlog pe zbâr, după aia două pe secundar, pentru că era gen zbâr, și pe aia zbâr. Bun, și acum canalul ăla ce cu el? Bă, pe canalul ăla n-am mai postat de 4 ani. Ce? De atunci, mi se... Bă, nu, am mai postat până la finalul anului și pe aia n-am mai postat pe el, că nu merita... Am vrut să mă concentrez mai mult pe canalul principal, știi? Da. Dar, efectiv, mi se pare că l-am lăsat la vreo 200.000 de abonați, acum are 500.000. El face 100.000 de abonați pe an, fără să mai postez nimic, pur și simplu să-l face din short-uri. Ai mai postat short-uri pe el? N-am mai postat short-uri de un an. N-ai mai postat nici short-uri pe el? Da. Dar ți le-ai și promovat de-a lungul timpului destul de mult, cumva. Bă, de 4 ani n-am mai zis nimic de el. Nimic. Pur și simplu merge lumea și le vede pe alea vechi. A, corect și asta, da. S-au strâns ceva oricum acolo. Da. Dacă sunteți curioși ca bani, fac înainte, cu 2 ani, fix după ce mă lăsasem, făceam vreo 3-400 de euro pe lună din AdSense, dar nu mai postam nimica. Și acum ajuns pe undeva la 100 de euro pe lună. Deci încă îți generează canalul ăla bani? Nu pot să cred. Da. Foarte fain, mai faci un plin la... No. Oricare, nu? No? Ale mici. La Taycan. Taycan. Cel mai ieftin plin. Da, deci la Taycan plinul este undeva la 140 de lei acasă. 140 de lei. Foarte. Cum se pare chestia asta cu mașini electrice? Deci, în momentul de față, n-aș putea. În momentul de față mi se pare foarte combinație dacă poți să-ți încarci mașina acasă, ca daily drive să ai o mașină electrică. E mult mai fâșneață în oraș, știi, gen, Da, așa, da, are, na, cuplul ăla... E mai ieftină, mai ieftină de condus. Pardon, da? E mai ieftină de condus. Nu luăm în considerare prețul de achiziție. Da, dar oricum ai prins-o la un preț foarte bun și asta. Da. De fapt, ce, super bun. Păi, da, castană numai, direct. Numai nouă, de aia. Dacă era nou, să era dublă la preț. Oricum, m-am șocat așa un pic, nu m-aș fi așteptat. Știu cum mi-ai zis. Mi-ai zis acum vreo 2 ani, bă, vreau să-mi iau un supercar, vreau... Nu știu, Taycanul, intră la supercar. A, teoretic nu, că e în 4 uși. Și e electric. Da, arată așa un pic ca supercar, nu știu, arată într-un fel. Arată fain, arată, nu știu, ca un sportcar. Bun, dar și câți care? 600? 680. Păi dar nu e așa, frate, că și Model X-ul are 1000 de cai, cred-ul. Dar nu-i supercar. Păi, Pleda, tu nu ai avut în primul rând Pleda, ai avut... Nu, mă refer la Taycan, că are mulți cai, dar nu doar după cai tăi, că și Model X-ul are mulți cai și nu e. Da, nu știu, supercaruri, nu, n-am avut niciodată chestia asta cu... Nu mi-a plăcut niciodată supercarurile, nu știu de ce. Bă, îmi plăcea când eram mic Lamborghini Gallardo, că apărea în clipul ăla lui Aiken. Ah. In my Lamborghini Gallardo. Da. Îmi plac cum arată supercarurile, dar mi se par... Nu, foarte, nu știu, costisitoare, dar bine, să zicem că ți-l permiți full, un supercar, dar problema în sine e că nu mi se pare practică deloc sau e doar așa, nici la interior nu mi se pare. Bă, wow. Uite, are Eddie.
știi? Eddie are corvetul ăla, da. Da. Mie mi se pare mai combinație Taycanul, că am și două locuri în spate. Și pe lângă că am două locuri în spate... Mai ai și portbagaj? Două. Două? Da. Nu, lasă portbagajul, că ți intră în față ce ai de luat de zi cu zi. Okay. Dar mă refer că nu merg doar două persoane, poate merg trei. Merg la o filmare patru persoane, știi? Da. Nu mai eu cu unul la filmare, da, n-are sens. De-aia zic că poate, nu știu, pe viitor, dar gen... Cumva, ca să aibă sens supercarurile sau whatever, trebuie să fie, nu știu, a 10-a mașină, nici tot nu o simți. Da, așa o văd și eu. Sens. Efectiv, așa o văd și eu, că îți de părere cumva că dacă chiar vrei supercar... Da, și trebuie să placă mașinile. Mie îmi plac mașinile, nu neapărat mașinile scumpe, îmi plac și mașinile ieftine și... Uite, nu știu sigur dacă... Da, sigur, îl pune și-a luat Eddie un S. De fapt, nu și-a luat Eddie, și-a luat Lala un S. Ah, da. Ce foarte mult mașina aia. Dar nu, mi se pare ireal cu mașina aia. La ce an era? 2009 sau 2009 la 15.000 de euro, mi se pare genială. Da, și arată super bine și în interior și în exterior și, bă, tare, cu funcții, cu tot ce vrei. Eu, ăsta a fost unul dintre motivele pentru care mi-am vândut Mustang-ul, fiindcă eram de părere că mașina arată fain la exterior și atât. Da, dar a trecut vremea, aia e faza. Da, eu adică și trec cu vremea. Adică mașina era, bă, când a venit mădă cu ea, știi, bun, era Lamborghini. Da. Știu că zisese... Nu mai știu, de la o campanie cu filmul, mamă, dacă poți să vină, mădă, cu mașina aia și că e Batmobil. Ah, da, în... A avut el campania cu cine, ceva cinema și era îmbrăcat... A venit, era îmbrăcat în Batman. În Batman, da. Bă, gen, când a apărut, nu neapărat când a apărut, că nu eram în România, adică, nu, cred că încă e tare, dar s-a fumat. Că ai avut și tu și el și a spus stat în continuu cu ea și se plictisește lumea. Da, se plictisește lumea, mama, cât să-și arăți despre o mașină. Exact. Nu știu. Eu oricum, de exemplu cum ai făcut tu cu Geo. Da. Cu Geo mi se pare că l-ai folosit la maxim pentru content. Mi s-a părut foarte tare faza aia când te-ai dus cu el pe două roți. Ai zis, wow, nici nu credeam că e posibil așa ceva. Deci cum stăteam cu sufletul. Da? Stăteam în dreapta. Și nu ți-era frică că te răstorni, gen? Mi-era frică că mă răstorni. Și de ce mi-era frică mai degrabă? Că nu poți iei nimica. Că scoul nu-ți dă nimica dacă piși cu ea pe... cum îi zice? Pe o parte. Nu, pe circuit. Pe circuit. A, da, că e drum privat, exact. Corect. Mamă, da, și după aia trebuia să repari tot. Era mai mult de reparat, era pai de capul meu. Păi și nu te gândești acum să mai vinzi din mașini? Că te-am mai întrebat asta, mi se pare că foarte multe mașini și stau degeaba. Adică le mai văd parcate prin cartier super random și văd, ia uite, bă, asta e alu zbâr. Uneori, am văzut un Mini Cooper, eu nu știam că ai Mini Cooper. Da, Clubman-ul? Da. Aia e tare, cu aia merge maica mea. Ok, aia e tare, da. Da. Înainte mergea cu... Deci maica mea, bă, câte mașini a avut maica mea, deci fii atent. A avut Peugeot 206, mergea cu el. Da. După aia a zis că nu mai vrea manuală și i-am luat A-Class-ul. Așa. A zis, bă, A-Class-ul e scump, nu vrea să meargă cu el. A făcut... Vezi că trebuie să microfonul mai sus un pic. Da. Așa. A făcut cu A-Class-ul ăla în 3 luni sau cât dracu l-a ținut, mai puțin kilometri cu A-Class-ul decât a făcut Peugeot, că știi că ea merge în fiecare zi. Da. Pe ce sens are să-l păstrăm? Pierdem bani degeaba. Mi-aduc aminte că ăla stăteam tot timpul parcat. Da, mă, că era aiurea să meargă cu el. Era frică să nu-l așa, că îi se părea scump. Zice că îi se părea scump? Da. Și după aia am dat pe ăla și am mers iară cu 206-le. Deci, de când am dat ăla, 206-le îl forja. Deci n-ai văzut așa ceva, întâi i-a dat. Așa. Și după aia a zis, ok, nu o vrei pe aia nouă, scumpă, că-ți iau una mai ieftină. Și am luat Fiat-ul la 500. Da. Cum a mers. Și după aia nu mai știu ce nu-i plăcea la el. Și l-ai vândut și pe ăla? Nu l-am vândut la el, l-am dat cadoul lui Teoros. Și Teoros l-a dat cadou mamă, frate, nu fetei poți... de la aia din trupă. Da, mi-aduc acum așa, aminte. Și am luat Clubman-ul ăsta și cu ăsta îi place. Merge mult cu el, i-am pus și CarPlay, dar nu-l folosește că mi-a să aibă pe telefon. Bă, și Doria îmi face la fel. Are gen ultimul model de mașină, tot ce vrei. Se vede pe ecranul ăla globul. Da. Și telefonul pus pe Waze. Nu cred. Efectiv, bă, nu înțeleg așa ceva. Pe bune? Bă, da, deci când mi-am luat șeptarul, eu plângeam dacă n-aveam CarPlay. Păi eu, ăsta a fost din nou unul dintre motivele pentru care mi-am vândut Mustang-ul. Bine, mai dă erori din când în când Waze-ul. Dar cu ce îl compari? Cu navigația de la mașină? Păi nicio mașină nu e cu navigația la zi. Da, nu e updated niciuna, deci, nu cred. Deci cea mai nouă mașină, mi se pare că am luat BMW-ul seria 4, avea 4-5 luni de când era scoasă de pe fabrică, tot nu era tot cosmopolisul pe hartă acolo.
Că ăsta se construiește și după asta îți dai seama câte sunt răspuse. Bă, dacă schimbă ăștia vreun sens sau ceva, de unde trec să știi? Bine, dar și cum se construiesc aici, vrei să te mini... Nu ține Waze-ul pasul, ești nebun. Exact. Waze-ul ține. Waze-ul, da? Dar zic, navigațiile astea de la mașini, inutile, efectiv, orice mașină, asta gen, e absolut real, orice mașină care are un infotainment e inutil. Pentru că... pentru ce folosești infotainment-ul? Să schimbi melodia și să te uiți pe hartă. Harta aia nu e updatată în timp real ca aia de pe Waze. Nu. Și atunci de ce să n-ai Waze? Adică CarPlay? Și dacă ai mașină veche, tot poți să spui, hei, am pus pe Mini Cooper, e înainte de 2010, nu știu din ce an e, dar e. Merge bine. Și eu vreau să pun pe Insignia. Deci, tu mi-ai zis, tot tu mi-ai recomandat. Bossule, e mai bună. Ce-ți trebuie? Un auxiliar. Dacă n-ai auxiliar, tot știe băiatul ăla să-l facă. E un băiat, e lângă plața. Mm-hmm. Ți-o face imediat. Nu există. Imediat ți-o face. Bă, mi se pare... Ai auxiliar la mașină? Cum să nu? Imediat ți-o face. Logic. E un pic stricat, dar cred că și vine el dacă... cred că repară și auxiliarul, 100%. Și-a pus căplescu pe mini-ul ăla din 2003, CarPlay. Și păi, așa... Da, gen, e frumoasă tableta așa, efectiv iese din... Păi, bă, tableta e aceeași. Singura chestie care se schimbă este suportul în funcție de mașină. Ah, corect. Deci practic un suport printat 3D sau ceva să meargă pe fiecare mașină. Și o drăguță o integrează acolo frumos. Fii atent ce au făcut ăștia de la Porsche. Au scos modele originale, module originale de CarPlay pentru 911 ale vechi. Dai 2000 de euro unul. Bă, nu mi se pare mult. Bă, dar stai să-l arăt. Deci te piși pe tine de râs. Uite cum arată ăsta de pe 993. Oricum nu mi se pare mult, fiindcă dacă ai bani să-ți iei chiar și un Porsche vechi, ai bani să-ți iei și un CarPlay de ăla. Cum, ala, ce să știu să zic? Bă, coai, tare. Ce? Nu pot să cred. Deci pentru casetofon de ăla, efectiv. Da. Uite, Robi. What the fuck? Gen 2000 cu tot cu montaj. Nu pot să cred. Și e de 10 ori mai util. Nu mi se pare așa mult la un Porsche 2000 de euro un CarPlay de la, mai ales dacă ești colecționar de modele vechi și așa 100% îți pui unul de la. Bă, 993 ăsta mi se pare că e pe la vreo 70.000 și e din 90. Na, atunci nu mai dai 2000 pe un CarPlay, să fim serioși. Da, mă, și l-ai acolo frumos și e original Porsche, scrie Porsche pe el, dai atâta. Frumos. Da, șmecherie, șmecherie. Înțeleg de ce nu fac mai mulți producători de mașini asta. O să se facă la un moment dat, cu siguranță. Stai cu puțin, că abia acum au început mașinile să fie așa nave spațiale, cu ambientale, cu televizoare, cu nu știu ce. M-am plictisit de asta cu ambientalele, deci eram fiert să aibă lumini ambientale pe... când am luat prima mașină. Păi da, fiindcă ai avut Peugeot, bro, ai avut Peugeot-ul ăla din 2002 și n-ai simțit feeling-ul ăla, dar după ce ți-ai luat prima mașină... Da, în mașină de gaming, în cameră de gaming. În cameră de gaming, da. Da. Și acum, când acum am mașini mai vechi, gen, merg cu aludenii, e așa frumos, lumină caldă, tot ce trebuie, știi? Da. Ambientalele sunt numai niște luminițe mici pe acolo, se vede foarte, foarte fain. De-aia îmi plac mașinile vechi, că practic te duce cu gândul cum era înainte, știi? Adică, gen, practic, te urci într-un Porsche Cayenne, ăsta a fost 160.000, te simți tu cum s-a simțit ăla când a luat-o, știi? Da. Și e un alt feeling față de dacă ai luat acum. Un Porsche Cayenne acum... Nou, ție... Dar nici nu cred că are atât de multe ambientale oricum Porsche-ul în general. Taycanul nu are. Taycanul nu are deloc? Al meu, poate... Se pot pune. Ai tras tu bățul mai scurt, oare? O fi, da. Oricum, iar la Taycan nu-ți trebuie că are ecranele alea, luminează toată mașina. Așa, ai ecranul ăla și la pasager, care mi se pare insane. Uite, asta mi se pare foarte tare. Sincer, la fel și eu, nu prea mă interesează de ambientale, mă interesează de ecranele alea și CarPlay. Să fie, da, să fie accesibil. Fiindcă, repet, deja cred că am zis a treia oară cu Mustang-ul, dar Mustang-ul avea jos, acolo. Da. Și dacă voiam să-mi pun CarPlay pe Mustang, ce fac? Mă uit așa, zic, stai vorbile, să văd. Unde e apă aici? Știi, adică... Da, e prost că trebuie să iei ochii de la drum. Da, trebuie să iei ochii de la drum, era super inconfortabil. De la BMW, perfect. Da. Te uiți în față și îl vezi din greșeală. Efectiv, da, ăla e frumos. Da. Bun, acum că aș vrea să trecem și să vorbim și despre altceva, că ne-am cam luat cu mașinile, așa. Ca de fiecare dată, da. Și aș vrea să te întreb... Cine te-a făcut pe tine să faci YouTube? Cine te-a inspirat să te apuci de YouTube?
Prima oară, care a fost youtuberul la care ai zis, mamă, ce tare e ăsta, dar vreau să zici din România. Un youtuberul pe care l-ai considerat tu foarte tare când erai mic și te uita la el, în mod neironic. În mod neironic nu mă uitam la youtuber când eram mic, când eram mic. Pentru că când eram foarte mic, mă uitam la desene, că nu era YouTube-ul. Așa, da. Și pe aia când devenise mic să mă uit pe YouTube, nu erau youtuberi în România, sau ce puțin nu-i vedeam eu, pentru că eu mă uitam doar la edituri de BMX. Și erau cumva youtuberii pentru mine, BMX-ării care își făceau edituri și chestii. Uh-huh. Adică, și gen, practic așa m-am apucat, că voiam să fac și eu edituri de BMX. Și practic am început, nu le puneam pe YouTube, puneam pe Facebook pe un grup de BMX-ări, BMX MTB Ro, așa îi zicea. Și practic puneai acolo video și lumea zicea, fain, trick, nașpa, prostule. A, gen îți dădea efectiv notă. Notă, exact, notă. Și oricum nu prea știam să editez, am pus un clip de 2 ori, adică... Ok. Repeta, știi? Da. Am urcat pe YouTube, n-am făcut nicio vizualizare. Evident. Evident. Și după aia, după vreo 6 luni, am făcut primul video serios, pe care l-am filmat în vreo lună. Și era un edit, noi zicem edit, era practic un colaj din tricurile noi pe care puteam să le dăm noi atunci. Montaj, gen. Piesă. Da. Montaj. Da. Așa zicea, edit. A, edit BMX zicea. Edit, așa se numea, știi? Ok, da. Și erau vreo 4-5 oameni, de ne dădeam noi cu BMX-ul și a durat o lună să-l filmăm. Am văzut că a mers, a avut 1000 de view-uri în câteva săptămâni. Bine! Bine, bine! Chiar bine pe vremea aia. Și după aia când a venit iarna, am făcut al doilea edit. Și după aia am mai început tot așa un edit la vreo 3-4 luni. Și atât a durat să-l fac. De ce? Pentru că trebuia să învăț tricuri noi. Tu îți dai seama că trebuia să înveți cum să faci tricuri pe BMX și cum să editezi și în Premiere ca să iasă bine. Da, și pe lângă asta... Trebuie să învăț și să filmez, că am spus să-i filmez pe alții și să mă filmeze și ei pe mine. Da, tu ai început direct așa, pe hard. Exact. Și la un moment dat, după vreo 3 ani, cam așa, deveniserăm puțin mai profi și aveam un GoPro. Un GoPro la toți. Aveam și practic, ca să ne apucăm așa de YouTube, la cine mă uitam eu erau ăștia, Slatina Skate Crew. Slatina Skate Crew? Da, cu Marius. Nu erau, știu, n-am. Practic făceau același lucru ca noi, dar ei se dădeau cu skate-ul, nu cu BMX-ul, știi? Și aveau, mă gândesc, un pic mai audiență mai mare ceva, nu? Da, da, da. Păi, că era mai multă lume interesată de skate. Uh-huh. Așa. Da. Tot așa, dintr-o vorbă în alta, am primit și primul sponsor. Era un outlet de Adidas și eram plătit cu 2 perechi de Adidas pe lună. Vezi că e bine? Era 15-20 de euro perechea. Tot e bine. Tot e bine. Tot e bine, că nu-ți mai cumpărai tu Adidas, ca idee. Oricum, eu cumpăram Adidas și din târg, erau scumpi, se duceau repede, că eu n-aveam BMX cu frâne. Puneam frână cu piciorul. Se adică? Strică Adidas-ul. Ori îl puneam la roată, ori îl puneam pe jos. Și tu, basically, îți orice pereche de Adidas, ți-o făceai praf într-o săptămână, maxim. Erau 50 de lei van și în târg, luam de acolo, și am luam de la asta, dar n-avea să-mi bat picioarele, avea Circa, avea Volcom, numai brand-uri de-astea. N-am auzit, nu vezi să-mi adăși ce. Nici de atunci. Brand-uri de skateri. Da. Așa, mă rog, și-a mers așa bine vreo 5-6 luni și pe aia mi-a scăzut ăsta de la 2 perechi la 1. Atunci ai zis, bă, da, mă. Gata cu BMX-ul, nu? Gata, trebuie să fac altceva, nu știu. Încercam să fiu sponsorizat de GoPro, de toate astea, nu... Nimeni, nimica. Și am avut prieteni care tot așa au făcut cu parcurul. Cu parcurul, da. Da, și încercau și ei să îi sponsorizeze cineva, că realist vorbind, oricum comunitatea de parcur din România e destul de mică, nu e ca în afară, mă rog, acum nici nu știu dacă mai e atât de huge, dar posibil să fie încă huge. Nu prea urmăresc, deci nu pot să fac o afirmație așa. Însă și eu au avut problema asta, bă, făcea, chiar știau o grămadă de tricuri, știau o grămadă de chestii, le scriau la o grămadă de branduri, dar nu îi băga nimeni în seamă, fiindcă nu știu de ce, efectiv, că făceau ceva vizualizări, adică Same, spre exemplu, făcea pe vloguri, avea vloguri cu 200-300 de mii de vizualizări, avea și vloguri cu câteva milioane în care făcea parkour, că era cumva interesant. Și până la urmă, asta mă întreb. La Slatina. La Am fost în vizită la băieții de la Slatina Skate Crew cu
țelul să filmăm 3 edituri. Aveam okay. eu de făcut un edit pentru sponsorul meu cu Adidas. Da. Mai era un prieten care avea de făcut un edit pentru un brand de haine, parcă Brud îi zicea sau ceva de genul. Ok. Cât crezi că i-a dat? I-a dat o căciulă și un tricou. Asta era payment-ul. Mă, na, tot era ceva. Da, adevărat. Și Kazi mai avea de făcut, nu mai știu pentru ce filma el. Și eram la un spot de ăsta de BMX, whatever, și era un drop super șmecher de pe un acoperiș. Okay. Am mers eu, mi-am filmat tricul, totul bine, și după aia Kazi avea un tric mai greu ca mine. Și cumva a sărit, s-a rotit prea mult și când a aterizat a luat piciorul de pe pedală și l-a pus și a călcat strâmb și și-a rupt meniscul. Da. Și practic de atunci n-a mai putut el să dea pe BMX. Mm-hmm. Și a trebuit să găsim cumva o metodă să continuăm să facem vloguri. De fapt, nu, să continuăm să facem videouri. El ne mai putându-se da pe BMX. Da. Și atunci am zis, bă, hai să facem daily vlog. A, și practic așa o treptat o apărut switch-ul ăsta. Prima oară început cu daily vlog-ul. Exact, oricum, primele vloguri eram eu cum încercam să-mi construiesc un gimbal manual ca să putem să filmăm mai bine cu GoPro editurile. Da, deci cumva tot le duceai în ideea că, bă, uite, filmez daily vloguri cum fac rost de resurse pentru a putea să fac edituri. Da, era un fel de behind the scenes. Apară. Deci așa a început switch-ul tău, practic, fiindcă s-a rănit Kazi la săritura exact, aia la editul ăla. Și mă interesează care a fost decizia ta de a te muta în Londra? Gen, cum a venit toată treaba asta? Fiindcă, bă, din Severin... Păi, după Deni. După Deni? Da. Ea a vrut să meargă acolo la facultate și am mers și eu cu ea acolo să rămân cu ea. Să faci facultate acolo? Da. Și ce? Cum de nu efectiv ai renunțat la treaba asta cu YouTube-ul? Fiindcă știu că tu veneai special din Londra în România. Renunțasem. Da? Da, da, deci a fost perioada aia cu Kendama care a dus canalul Vlog The Fish, așa îi zicea, de la 10.000 de abonați la 100 și ceva de mii. Uh-huh. Și pe aia nimic, adică nu mai ducea canalul la nimic, 50 de dolari în cea mai bună lună, știi? Ah, wow. Și atunci renunțasem la YouTube și eram editor, făceam mai mulți bani ca editor, știi? Uh-huh. Și am văzut că tu ești editor chiar foarte, foarte bun. Și am zis, ce dracu, mă? Și m-am apucat iară de YouTube. Da, da, totuși, când ții minte că te-ai ținut mai bine de YouTube, abia când și părinții tăi s-au mutat în București. Nu, ei s-au mutat în București când m-am mutat eu în Londra. A, deci în același timp? Da, da, da. S-au mutat în București înaintea mea, practic. Mhm. Da. Și după aia, practic, când au început ei să mă ajute, a fost în pandemie, maica mea lucra la Vodafone și am zis, bă, nu te mai duci, hai că mai bine m-au ajuns pe mine, știi? Mm-hmm. Aparent a fost o idee bună. Aparent, da, da, chiar maica ta, deci apreciez foarte mult la maica ta treaba asta, chiar se implică, dar și taică-tu. Da. Și, mă rog, amândoi se implică extraordinar de mult, la fiecare vlog, nu cred că există să nu se implice cu ceva. Dar nu doar la vloguri, că sunt foarte multe chestii behind the scenes care sunt de făcut, nu neapărat. Da, 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 toate exact. Nebunile astea, facturi, cred că ăsta e un plus foarte mare, să știi. Da. Că nu trebuie tu să stai să-ți bați capul cu toate nebunile astea. Absolut nimic. Eu urăsc birocrația, nu suport și gen eu cumva stau îmi bat capul și cu chestiile astea, cu lucrurile astea și e super stresant. Dar, na. Bă, practic a fost un risc, îți dai seama, pleci de la job, de manager. Da. Cu un salar fix, care deși... Nu, nu era chiar fix. Avea un salariu fix de, cred că vreo 800 de euro. Okay. Și din comisioane ajungea uneori pe la 7.000-8.000 de lei. A, deci un salar foarte bun. Era un salar foarte bun. Da, deci aici chiar i-a fost un risc mare. Păi da, gen, după ce a plecat, eu nu făceam atât de mulți bani atunci, făceam chiar puțini. Știu. Și a fost un risc să plece, să mă ajute pe mine cu treaba asta. Da. Aparent a fost un risc bun, până la urmă. Da, nu risc, nu câștigi. Bine, dar îți dai seama că tot timpul când practic ești așa pe ultimele resurse, atunci parcă dai al mai tare. Da, așa e. Când dai 1 HP, atunci ești 100%. Da, intră foamea aia. Da, foamea. Da. Eu mi-aduc aminte foamea pe care o aveam, să zic așa, în 2017, când am avut boom pe YouTube, în care am făcut, nu mai știu, 400.000 de abonați într-un an. Bă, nu puteam să-mi iau un focus, efectiv. Eram 100% focusat numai YouTube, numai YouTube, numai YouTube, numai YouTube. Da. Și după aia, când am văzut că deja am început să mai generez și eu ceva bani,
am început să las tot mai ușor, știi, am început să devin confortabil și cumva lucrul ăsta am învățat treptat să, de fapt, doar că nu e nevoie de motivație și trebuie să fii disciplinat. Exact, da. Norocul meu a fost că eram foarte pregătit, că gen, pare foarte repede cum zicem noi acum, știi? Dar uite, de exemplu, când am mers la Next Big Vlogger, știi? A, mi-aduc aminte, da. Adică eu părea că mă descurc mai bine ca toți ăia, dar real vorbind, aia a fost în 2017 și eu făceam clipuri din 2012, deci deja aveam 5 ani experiență. Da. Gen 5 ani și... de făcut și să nu te vadă nimeni, 200 de view-uri. Dădeam eu refresh și mă făceau 301. Da, bagul ăla de la YouTube. Da, știu, ții minte că discursul tău la Next Big Vlogger, am fost și eu acolo, uh-huh. Doamne, Next Big Vlogger, de la turneul vlogărilor. A, asta era după aia. După aia, da, da, imediat după Next Big Vlogger a fost. Un an mai târziu. Da. A, zicem imediat, da. Era discursul tău, salut, eu sunt Zbâr, știu că nimeni nu mă știe. Era așa. Și începeai să povestești despre... Nici nu mai țin minte exact despre ce povesteai, sincer. Da, deci, că atunci n-aveai o nișă, nu te bazai pe nimic. Atunci încă nu mă reapucasem de YouTube. Atunci încă eram cu canalul mort de YouTube, la Vlog the Fish. Încă nu reîncepusem. Și nu avea Andrei Zbâr. Nope. Era creat. Deci canalul ăsta pe care l-am acum, practic a fost canalul secundar al Vlog the Fish. Mm-hmm. Făcusem eu un canal pe care pusesem niște behind the scenes de la un vlog. Și aveam vreo 4-5 mii de abonați, cred. Da. Cam așa. Și după aia, în 2019, am început canalul. În 2019 l-ai început. Da, da, da. Dar oricum ai crescut destul de rapid, dacă să te gândești. Ai făcut în 5 ani un destul milion de rapid, jumate. Mă rog, destul de rapid având în vedere că... Da. După ce ai avut experiență deja încă 5 ani. Dar după aia ai avut o creștere foarte bună. În abonați, în vizualizări, în... Nu, 7 ani. De 7 ani făceam când am început canalul ăsta. De 7 ani? Da. Ah, da, corect. De 7 ani. Cumva ai învățat și de pe Vlog the Fish, că aveați vloguri bune pe Vlog the Fish pentru perioada aia. Dar nu s-a uitat nimeni la ele. Păcate. Da, erau foarte bune, da. Na, oricum, mi se părea și foarte greu faptul că tu erai și cu Kazi. Da. Atunci, pe lângă că se împărțea tot venitul la 2. Bă, și fii ani ce problemă am avut. Când m-am mutat în Anglia, Kazi nu voia să facem vloguri separate. Aia era faza, frate. Da, și atunci... El voia să facem doar vloguri împreună și gen... Păi mei, unul stătea în Severin și unul în Londra, făle. Da, și fiecare vâslea în ce parte voia el, cum ar veni. Exact, exact. Și la un moment dat Kazi nici n-a mai vrut să apară pe cameră. Și atunci am avut o alegere dacă... Cum îi spune... Dacă continui pe vlog de fi sau... pe ăla al meu și am început pe ăla al meu. Dar mi se pare foarte tare că lumea încă întreabă de Kazi. Da, hoi, Kazi e relevant, ești nebun. Bine, nu știți voi, dar ce bani face Kazi acum. Da, mi-a zis. Da, gen, n-am voie să zic. M-a rugat să nu zic, dar mă duce bine rău Kazi acum. Da, și tot din... Poți să zic că... Nu, e tot de ceva cu calculatoare, internet, social media. E tot content creator. Exact, da. Efectiv tot content creator. Da, ești șmecherul. Ești șmecher, bine, da. Nu, acum nu vreau să-l dau de gol, dar nu o să-l mai recunoașteți pentru că are barbă. S-a făcut ditai omul cu aia, uitat taie. Serios? Păi bure, face numai content și sală. Foarte tare. Da, m-am văzut cu el de vreo... Am făcut revelion cu el, de fapt. Ah, deci încă să mă prieteni. Logic, oaie. Ghici în ce a venit îmbrăcat. Nu știu. Pantaloni scurți. A, deci tot ca și el, tot ca zi din trecut, da. Da, cu aia, gen... Și oricum, cu aia, gen... Nu știu, acum, când au zis doar ce vorbesc eu, poate vă imaginați că poate era Kazi vreo lepră sau ceva de genul, cu aia, dar imaginați-vă că Kazi era poate chiar mai bun ca mine pe content când făceam împreună. Kazi și edita foarte bine, edita mi-aduc aminte. Bine, rău. Mi-aduc aminte. Da, mă, și cum a început faza cu Kazi? Eram cu BMX-ul, știi? Mm-hmm. Și la început n-avea BMX. Și el, gen, noi mergeam dintr-o parte în alta a orașului și el erga după noi. el e mai mic ca mine, cred că cu 3 ani. Sau 2 ani. El e născut ori în 2000, deci... ori în 2001. Și practic era mai mic ca mine și nu prea îl băgam în seamă. După aia și-a luat BMX și de când am început să-l bag în seamă, mi se pare că era ziua lui. Și-a luat pizza și atunci l-am... A, deci ăsta are bani, a luat pizza. Băiatul ăsta, a luat pizza. Era 45 de lei o pizza party. Bă, tu nu cred că realizezi. Noi puneam bani
gen 50 de bani și care aveam leu, era șmecher, flam o cola de aia la 3 litri. Așa era atunci. Da. Mă rog, care ori prins perioada da. Aia. Da, dar tu n-ai crescut în București. Real vorbind, nivelul de trai e mai scump în București decât oriunde altundeva în țară. Păi bun, da. Că în primul rând, bine, la tine poate nu se aplică, dar în Severin merge oriunde pe jos. Nu exista cost de transport. Da, la fel absolut și în Arad. Absolut niciodată cost de transport. Mergi pe jos sau cu bicicleta, dracu. Da, așa era și în Arad, că nu-i mare Aradul. Adică aici, dacă vrei să mergi cu Uber într-o parte în alta, gata, ce ai? Acum, da, mai ales acum, nu vrei să cred, e extrem de scump. Da, da, oricum, și dacă existau costurile astea de transport, tot nu cred că mi-ar fi dat părinții gen 50-100 de lei pe zi să-i stric așa pe... Bă, deci, basic. Deci avea ăsta, ghiră, mi se pare, 50 de lei la zi, era rege cu aia. Mă. Și mergea cu taxi unde voia el, deci tu nu înțelegi ce înseamnă 50 de lei în Severin la zi. Și era patron cu aia, îmi imagina că dacă ești angajat faci și atâta sau ceva de genul. Cam atâta faci dacă ești angajat. Și la era copil mili. Și avea atâția bani, tu îți dai seama cu aia. Mamă, da, deci, enorm. Ireal, era... Ăsta își lua suc mic la școală cu aia, îți dai seama. Bă, și mie mai îndădeau părinții din când în când la liceu, mai îndădeau 5 lei, fiindcă aveam un chioșc la liceu și mai luam de acolo de 5 lei, vezi că mâncai. Nu, nu, la liceu eram bine, aveam 10 lei la zi. O, bun! Și ăștia 10 lei, fii atent cum îi împărțeam, deci 2 lei cu 2 lei, 4 lei, gen 2 lei eu, 2 lei că plescu la cola la un litru. Forță. De restul 3 lei m-am luat ceva Fornetti sau un de-ala de la Petru. Așa. Și restul 5 lei pentru afară. Ah, frumos, da. Și afară mai puneai un leu la sticla de suc, erau mai mulți, era mai ieftină. Așa. Și restul 4 lei poate să mai luai un sandwich sau o șaorma elev. Șaorma elev, da. La 5 lei, frate, în Severin. Bă, dar vezi că acum nu mai poți să faci atâtea chestii cu 10 lei. Păi logic, 10 lei o sticlă de suc. E o sticlă de suc, 10 lei. Păi da, inflație, da. Da, înțeleg. Mă, nu știu, echivalentul ar fi 20 de lei la zi. Sau nu cred știu. Că un pic mai mult. Care e faza cu incidentul din Bass House? Bă, coaie, deci chiar m-a întrebat toată lumea și efectiv cel mai simplu lucru din lume. Deci s-a lansat, nu mai știu, în decembrie, Threads. Da. M-am zis, mamă, ce tare, în sfârșit avem și noi Twitter. Și rupe, mamă, de tare, o să țină, da. Danny mi-a zis, nu o să se întâmple nimic cu aplicația asta. Ei, a zis, nu o să se întâmple nimic cu aplicația asta. Eram zis, ba da mă, fii atent, da? Fii atent. Da. Chiar azi am pus un thread, chiar sunt curios. Mai postezi pe thread? Am pus un thread cu un anumit subiect, că sunt niște, efectiv, ultimii oameni au făcut un dăla cu AI, cu o reclamă fake cu mine la casino. Și o pun în continuu și am dat acolo un răspuns și are 50 de like-uri, să moră, nu l-a văzut nimeni. El amintea cocoșului că nu e vocea mea și că e AI. Dar m-am gândit că ori mai fi un părinte, un bunic care nu știe seama, și nu-și dă seama. Și n-am vrut să pun pe platforma principală ca să nu afle mai multă lume și cum să fac mai multă reclamă decât au făcut ei. Da, 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 înțeleg. Aia a fost și am pus un de like, pun acolo, poate vede, puii mei. Nu mai stă nimeni. Nu mai stă nimeni, 5 de like-uri. În cât timp? În 3 ore. Aoleu, da, e rău. Nu stă nimeni. E rău. Adică deja intri și vezi numai content în engleză, că din România nu mai pune nimeni. Și ce threads ai putut să pui? Așa, deci am pus un thread cu mașina Fiatul Roz, îl colantasem ca să fac video cu Teo. Da. Și la thread-ul ăla mi-a răspuns Iorga că haha, o vreau eu. Uh-huh. Și nu puteam să vedeau ei că... Deja era promisă, înțelegem? Okay. Promisă, între ghilimele, era planul făcut. Da, era, tu deja știai ce vrei să faci cu mașina aia. Adică nu că știam ce vreau să fac, am stocărit-o pe Teo, cred că o săptămână. Ok. Adică nu, gen, mi-a zis Monica, vezi că ajunge în aeroport la ora aia, du-te că doar acolo poți să o prinzi. Wow. Foarte greu de dat de Teo, pentru că are foarte multă treabă. Chiar mă mir că am reușit să o prind. Imaginează că era între... filmările de la Vocea României și a avut un concert la Mama Drecu, de n-a mai găsit bilete și a mers cu un avion privat doar ca să ajungă la concertul ăla și ea a ieșit cu zero bani după wow. concertul ăla doar ca să ajungă acolo. Da. Și așa am reușit să o prind și eu, mamă, dacă venea cu o jumătate de oră era mai devreme era perfect, aveam și lumină, dar nu contează. Da. Revenind, deci stocăritul era făcut, clipul era filmat, adică mașina era dată. Da. Ce oricum vreau eu. Și am zis eu la Caterinca, bă,
dacă faci prima de pe treți că 100.000 de follower, îți iau o mașină roz. Am zis, mașină roz că nu puteam să eu dau pe aia, luam alta. Da, așa. Și de după aia reply Adrian. Nu, las că ajung eu primul. Ce, mie Logan? A, deci practic au făcut o cursă între ei, da, că ajunge primul la 100.000 pe treți. Așa, a câștigat elicopterul, a câștigat Ticu și, cum îi zice, păi am zis, bravo, ai câștigat, îți iau Logan. Da, să vedem de care Logan. Și am pus o altă postare că dacă contul meu în 24 de ore face X număr de ăștia, îi iau un anumit Logan, dacă face mai mulți îi iau unul mai scump și dacă face 100.000 îi iau Loganul ultimul model. Da. N-a făcut 100.000. Și am zis, fii atent, îți mai dau o șansă. Închid ochii pentru ultimii 20-30.000 de urmăritori, da, dacă ne zici și la câștigat concursul. A, și adică la modul, dacă vrei... Da, dacă un premiu mai scump. Dacă vrei un premiu mai scump, nu știu, fă ăla. Nu știu ce implică asta pentru el, dar cumva era și o chestie să mă scot eu, bă, i-am dat ocazia asta și am mai dat încă o șansă. A zis că a câștigat unul. Am crezut, m-am dus glonț, am luat Loganul, 3000 de kilometri avea, am mers mâncația și curtă-o până în Slatina, la mama dracu, la țară, nu era semnal, nu era lumină, nu era nimic. Nu mergea nici Waze, nici nimic. Am ajuns acolo. La Loganul, așa, după aia când s-arăt Loganul, zice, bă, ce prost ești, de ce? Păi n-a câștigat ăla, de-a zis el. Și eu zice, mamă, coaie, eram în vocile mele, nu mai înțelegeam deci nimic. Tu deja ai cumpărat mașina, era cumpărată, ăla. Exact. Și ai adus-o și în București. Bă, tataia ăla nu mai lua înapoi, niciodată. A dat-o, s-a scăpat de ea, ducă-se. Corect, da, ce puteai zice, auzi, ce, eu nu mai întrebă mașina, poftim. Pe lângă, n-am putut să fac contractul pe firmă, am scos banii cash, am plătit dividende, păgați-ai picioare. Deci, practic, a vrut banii mult cash, mai bani. A vrut banii cash. Da, a mers la un bancomat, a rămas fără bani, a mers la alt bancomat. A rămas bancomatul fără bani? Da, da, am scos toți banii cash. Și ideea e că dacă doar atunci se mai putea cash, că după aia de la întâi s-a dat legea cu banii cash. Uh-huh. După întâi nu mai puteam să cumpăr, să achit mașina cash. Uh-huh. Aveam toți banii ăia, practic omul trebuia să-mi dea bani, înapoi banii cash. Dacă mai știu dacă avea la banii toți cash. Mă rog, nu mai aveam timp să iau alta și am zis, hai că... Da. Adică m-a dus dublu, da, ca să iau ultimul model. Te-a dus un picuț, da. Și m-am și ofticat că l-am crezut că... Pe mine m-a întrebat cineva, bă, vrei să zic cine a câștigat? Nu, mă, că vreau să mă uit așa, nu-mi zic. Okay. Și n-am știut și am mers și am luat ăla. Bine, și tu, te-ai închis. Nu vreau, că vreau să fiu surprins. Da, ai fost mai surprins. Bine, exact. Și am zis, ia uite, mă. Și am încercat să dau eu o glumă acolo, na, nu a zis nimeni nimic. Bă, de-aia m-am uitat la vlogul ăla, eu nu m-am prins. Păi. Nu m-am prins, efectiv, nu și m-am prins. Stai puțin, vrei să-mi spui tu mie că nu s-a uitat toată lumea la vlogul ăla? Ba da, păi da. De ce n-a zis nimic după o zi după ce l-am pus? Să mor dacă te mint, adică așa, că linie de genul ăla a fost când am postat vlogul, nu după o lună când s-a întâmplat finala, lasă-o dracu de treabă. În primul rând, de unde știai că am dreptate? Tu ca om normal. Da, corect. Că, gen, puteam să fi mințit. Corect. Putea să fi câștigat complet altcineva. Gen, nu era, gen, ok, dacă dau eu lig la o chestie de-a mea, păi știi că e a mea, gen, că așa da. Se întâmplă. Dar dacă vine Robinet și zice ceva despre mine, de unde știi că Robinet nu minte? Corect. Adică cumva, practic, poți să zici că majoritatea lumii nu ar fi trebuit să mă creadă, nu știu dacă m-au crezut sau nu, dar poate unii poate unii au fost și interesați să vadă dacă am mințit sau nu. Asta am vrut să zic, eu sunt de părere adică, că i-a dat un mic boost la oricum a fost foarte respectiv. Oricum a fost foarte viral asta, nu știu cât a contat, dar na. Te face așa un pic curios. Bă, oare chiar ăla câștigă, știi? Adică eu de exemplu mă gândeam la lucrul ăsta după ce am văzut faza aia și am văzut o grămadă de TikTok-uri și așa mai departe, m-am uitat special la finală să văd dacă chiar el câștigă, dacă oricum, chiar Costi câștigă. Doar tu ai făcut asta. Absolut nimeni altceva n-a făcut asta. Nu? Nu. Pe îți garantez nimeni, doar tu. Da? Sarcasmul zbâr. Complet random. Da, mă, da. Acum, no, eu cumva ce să văd partea revenind, bună din toată treaba revenind, asta. Dacă vă plăcea asta și nu v-a mai plăcut că ați văzut vlogul ăla la mine și pare rău, ce drag să zic. Hai. Da, corect, da. Da. Dar nu mi se pare așa big thing. Adică mie personal nu mi se pare. Acum probabil lui Shelly s-a părut un pic, dar oricum aveți un beef între voi așa, un bă, beef. Bă, nu știu că uite, pe Georgescu mi-a zis că l-a sunat. Pe mine nu m-a sunat. Să zic că, bă, dă-l jos, dă-l ăsta, nu mi-a zis nimica. Nu ți-a zis nimic? Da. Nimic, niciun mesaj, nu.
am vorbit cu el, nu știu, cu câteva lume, a cerut un număr sau ceva de genul, sau i-am cerut eu un număr și pata. Dar simți beef-ul ăsta dintre voi nu doi? Nu, am nimic cu el, adică, oricum, ce treabă are ce face el cu ce fac eu? Facem lucruri total diferite. Da, la voi e super diferit contentul. Adică, nu știu, gen, ce face el e șmecher, dar eu nu m-aș apuca să fac asta. Dar nu și cel mai probabil nici el n-ar face același lucru. Corect, dar exact, sunteți pe două nișe complet diferite. Și atunci, dacă nu suntem pe aceeași nișe, n-avem nicio treabă unul cu altul, ce de asta să fie el cu treaba lui, eu cu treaba mea? Na, nu știu, eu așa o văd. Da, dar în trecut erați mai apropiați. Păi, în trecut eram mai apropiați că erați voi prieteni cu el, dar acum dacă omul nu mai dă un telefon, nu mai vine, nu mai nimic, da. Că gen nu era apropiat cu mine, că nu mă suna pe mine, vezi, doamne, da, pe gami, pe mă, pe tine. Nu mi s-a părut niciodată că am fost atât de apropiați încât să... Nu știu, ce, cred că cel mai mult am vorbit cu el în pandemie când făcea ăla lui live-urile alea. Shelly Show. Așa, da? Și mai stăteam cu el pe chat, n-aveam ce să fac, trebuie să te mii, stăteam acolo, mai stăteam, mai vorbeam cu el, se termina ăla, beam o bere și gata, te culcam. Ce drag să și faci, da, trebuie să te mii. Mă rog, știu că mai dormea pe la tine, o dormi de câteva ori la tine? Nu știu. O dormi chiar și când i-ați făcut prank-ul ăla, că i-ați atunci, canalul. Da, dar unde drag să doarmă? Fix atunci veni să filmăm. Păi, asta înseamnă că totuși erați cât de cât mai apropiați. Da, mă, dar atunci nu erau ca cu bugetele. Bine, el avea bani atunci. Dar zic că nu era ca acum. Zic, bine, vin, iau hotel, îmi doare în cur, știi? Da, mai strângeam, mai... Da, mai strângeai de unde puteai atunci. A, mai stăteai, mai ălea, da. Nu era cine știe. Mai mergeai pe burtă, cum să zic. Mai mergeai pe burtă, că mergea, ce dracu. Da, mai, înțeleg. Era și mai mici, adică el avea 18 ani sau ceva de genul. Cred că da, nu știu. Ba da. Da, ceva de genul. Că bifai, nu știu, când te ceri cu cineva sau ceva, dar nici nu vorbim ce trebuie de treabă. Adică dacă era să fiu supărat pe cineva, bă, aici am băgat timpul la mea, hai să așa, dar dacă nu vorbim, ce treabă să avem? Oricum, la tu de fiecare dată când ai avut bif cu cineva, ai fost așa super pe față, chiar și pe cameră. Da, coaie. Asta efect, mi se părea. Efect, ce am de pierdut. Da. Asta am observat la tine, că n-aveai gen doar un beef de ăla de inside, știi, în care doar noi youtuberii să-l cunoaștem și atâta. Nu, dar de cele mai multe ori când a fost vreo problemă, am mers și am discutat direct cu problema aia și așa se rezolvă cele mai multe probleme. Și mi se pare când cel mai vorbești corect. Direct cu persoana aia. Da. Bine, mă, dă face asta cu aia. Dacă ai cu cine, mă, dă cu aia. Deci mă, dă dacă îi se pare că s-a uitat Robi puțin urâtul, sună după aia. Zi, mă, cu aia, ai tu vreo problemă cu mine? Da. Deci, da. Efectiv, nu poate să se abțină. Da. Orice avea, imediat sună și vorbește. Deci în două secunde termină. Bun, tot. Dar aici e doar o chestie dacă ai cu cine să vorbești, fiindcă există cazuri în care tu vorbești, păi, dar vorbești dacă degeaba. Dacă n-ai cu cine să vorbești, ce ceartă să fie? Eu mă cer și tu nu înțelegi ce zic, nu e o ceartă. E clar că dacă nu te înțelegi, să nu reușești să te înțelegi cu o persoană, n-ai cum să te cerți sau ceva. Și acum, lăsând la o parte bifurile, vreau să te întreb despre viața ta amoroasă cu Deni. Oh, și drăguț din partea ta. Aici ce vrei să mă întreb de Deni? De cât timp sunteți împreună? De 10 ani și câteva săptămâni. O săptămână, două, depinde când postezi asta. Deci înseamnă că e o relație sănătoasă. Da, logic, îți dai seama, ne certăm ca orice oameni, vorbim logic, ca orice mai oameni. Mai există discuții în orice relație. Acum mai ține și de ce vezi la o relație, că uite, de exemplu, foarte mult se postează și încearcă să arate o viață perfectă și chestii. Eu încerc să nu prea... Da, tu nu prea mergi în... Adică că mi se pare că ce treabă are lumea cu... Adică de ce le-ar păsa? Bă, na, există adică, oameni de fapt, nu, stai, le-ar păsa, dar nu sunt eu curios de asta. Da, că asta. Nu vreau cumva să, gen, să profit de... De o relație cu un om sau, mă rog, cu să Deni, monetizezi cumva. Să monetizezi asta, da. Că după aia unde ajungi? Adică stai și te gândești, bă, a venit chiria, a venit ăsta, certăm și noi că... Mai facem un vlog? Da. Da. Adică nu, mi se pare că nu are sens. De asta am încercat să țin cât mai privat posibil. Și când plănuiți să aveți un copil? Bă, nu știu, nu m-am gândit la asta. Nu-mi stă gândul în momentul de față numai la ce fac cu YouTube-ul și ăsta. Am 42 de ani, am 26 de ani. Nu, dar eu, de exemplu, deja încep să mă gândesc cumva la chestia asta. Da, și când îl faci? 24 de ani. Bă, nu știu, mă gândesc undeva pe la 28-30. Ok, la 28-30 îl fac. Deci mă copiezi acum? Nu, la modul, mi se pare că asta nu e o chestie pe care o planifici. Cumva o și planifici, fiindcă
încerci să, sau eu cel puțin îmi doresc să am un copil în momentul în care simt că am suficienți bani încât să pot să-i ofer o creștere bună, încât să pot să mă ocup să-l trimit la o școală bună, să-i cumpăr chestii din care poate să învețe, de exemplu, o carte pe care o vrea sau nu știu. De acord, ok, să spunem că din punct de vedere financiar sunt pregătit. Te-am mâncat și asta, eu m-am trezit astăzi și după 20 minute am plecat de acasă și încă n-am ajuns. Adică... Corect și lucrul ăsta, da. Și... Adică degeaba ai bani dacă nu ai timp, înțelegi? Da, dar îți faci timp. Păi că... înțeleg că îți faci timp, dar... Realist vorbind, tu faci acum o grămadă de chestii, dar anumite chestii de care se pot ocupa și alți oameni pentru tine și ai timp. Mai eu mult. Înțeleg, dar poate... Încă nu sunt la nivelul la care să găsesc oamenii potriviți ca să se ocupe de chestiile alea în așa fel încât să nu se ducă totul în cap. Că nu știu dacă realizați, dar gen... Eu toți banii pe care fac îi reinvestesc în vloguri încă. Gen, da, știu. Adică nu pot să stau o lună fără să fac nimic. Niciodată. Da. Știu că mi-ai zis lucrul ăsta când ți-a luat Taycan-ul și am fost pe terasă și mi-ai zis... Am scoaie, mi-am dat tot banii pe mașina asta, ce părere ai? Iar! Și nu venea să cred că e foarte scumpă mașina aia. Știi că există vorba aia, trebuie să premiți de minim 2 ori sau de 3 ori un lucru ca să poți să-l cumperi. Tu nu cred că ai văzut niciodată pe premisa asta? Bă, da, bine, acum teoretic vorbim, mi le permit și de mai multe ori, că... Bine, ai, mă rog, ai bani care tot trebuie să ții între. Exact, cumva. Exact. Da. Dar zic ca bani cash, niciodată n-am păstrat bani cash. Tot ce am avut am cheltuit sau investit. Cheltuit și... pe clipuri, pe mașini, pe aparatură. Pe aparatură, pe cadouri, pe dat mașini, pe campanii de marketing, pe toate chestiile astea. Da, și am văzut că ai investit foarte mulți bani și în ultima campanie de la Mobilfox. M-am zis următoarea. Ce? Și mai mult? Da, următoarea nu este o campanie, nu vreau să dau prea multe detalii, că urmează să o anunț, dar mă costă 100.000. Wow. Da. Enorm. Enorm de mult. Enorm de mult. Păi și cum le gândești? Adică, cum îți calculezi că, bă, uite, campania asta de marketing mă costă 100.000? Păi fii atent, cam tot ce fac, asta e un behind the scenes, tot ce fac și tot ce vedeți pe vloguri și chestii, ele pare că se întâmplă de pe o zi pe alta, dar real vorbind sunt planificate cu câteva luni înainte. Da. Adică eu știu deja storyline-ul ce urmează să-l fac. Adică gen cumva e un fel de, nu neapărat reality show, dar eu știu deja ce urmează să fac și cum o să fac și cu ce bani o să fac asta. A, deci... De dinainte. Deși pare că pe video am stat și m-am dus și whatever. Da, pe video pare așa super chill. Ca și cum da. Azi dimineața te-ai trezit și auzi, mă, gata, fac campania asta de marketing. Bine, uite, asta cu Rolls-ul chiar nu era plan să se întâmple fix acum. Nu e adevărat, asta ai manifestat-o cu Rolls-ul. Mi-aduc aminte de acum 2 ani. Știu, dar tot plănuiam peste vreo 2 luni să-l iau. Dar mi-au intrat niște bani cu 3 zile mai devreme, fix de ziua mea. Ce cadou frumos. Și am zis, hai, nu mă numeam banii aia. Oricum îi dau pe altceva. Gen, asta mi s-a părut, niciodată nu cred în semne, dar trebuia să-mi intre banii pe 10 și mi-am intrat pe 7 și m-am și luat. Și asta ai simțit ca un semn. Da, 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 da. Și ești bucuros de mașina asta, adică... Da, e faină, e șmecheră, da. Nu o să bată nimic ca feeling-ul de la prima mașină, dar e tare, îmi place mult. Și e cum trebuie, nu știu. Gen, încă nu vine să cred... Știi asta vreau să te întreb, îți vine să crezi? Nu. No. No. Mi se pare o mașină extrem de scumpă. Deci chiar mi se pare te-ai dus cumva cam 2-3 nivele așa. Doar sus. Că ideea e că e scumpă când dai banii pe ea, dar se mai și vinde. Se mai și vinde, dar mai greuț. Mai greuț, dar nu se vinde așa greu. Știi cât a durat ca omul care a vândut-o să mi-o vândă? Cât? 5 minute. Păi da, că ai venit cu cea nebunul. Deci am fost acolo, am vorbit și asta e seria de șasiu, da. A avut probleme? Nu. Ai verificat-o pe care verticală înainte? Da. Da? Da. Și... Nu a dat nimica. Nimic? N-a dat nimic stricat. A. Mi-a arătat acolo chestii și după aia mi-a și trimis domnul de acolo istoricul complet cu serviceurile și le-am și acum. Cui, știu cât de tare arată? Da. Deci n-am văzut niciodată un istoric de ăsta. Deci pe care verticală ți apărea bam, bam, bam. Da, la Rolls Royce. Fii atent ce-ți dă. Deci ți arată ce s-a întâmplat la fiecare...
la fiecare service. Wow. Da. Nu cred. Na, da. Bine, e un pic altceva, un pic. Și am arătat alea. Am negociat puțin. Gata. S-a făcut factura. Următoarea zi am schimbat banii din euro în lei. Am plătit-o. Și atât, gata. Da, a avut banca la fel ca mine. A intrat în aceea zi și am luat-o. Frumos. Da. Nu știu. Eu oricum am rămas șocat. Mie nu mi-e să cred. Te-ai dus, bă, departe rău. Eu eram la cafeluță și mi-a intrat, frate, cafeluța. Și zic, bă, iarăși luat asta o mașină. Dar nu mă gândeam. Știam că vrei să-ți iei ceva nou. Dar nu mă gândeam niciodată la Rolls. Credeam că iară la ceva mașină pe care o dai cadou. Sau mă gândeam la încă o mașină pe care mi-ai zis că vrei să o cumperi. Aia mă gândeam că ai cumpărat-o, știi? Ah, da, da, da. Dar nu, bă, mi-a picat fața când am văzut. Ești nebun? Deci am avut my heart skipped a beat, știi? Efectiv mi s-o... Am zis, bă, ești nebun? Și am crezut prima oară că e închiriată, ca idee. No. Am unde asta, nu fac video, nu vreau să fac deloc videouri cu mașini închiriate sau cu mașini care nu sunt ale mele. Nu ai putea că le... Te-ar costa mult mai mult, mult mai mult după aia. Nu, și dacă închiriezi o zi sau whatever, mi se pare o chestie de principiu, vreau să fac vloguri și chestii doar cu mașinile mele. Da, dar oricum, fă-i calculul cât mă costa să închiriez Geo 2 ani. Enorm. Ca ți-aș cu 1 milion de euro, cred. Nu chiar, dar multicel, oricum multicel. Păi, stai puțin, e... Geo a fost a doua cea mai scumpă mașină a ta, oare? Nu, Taycanul. Mai scump ca Geo. Mai scump ca Geo? Da, da. Stai puțin, deci cam 700 de euro pe zi un G-Class. Ori? How many days since November 2022? 439 de zile, 700 ori 439... M-a costat 310.000 mâncați eșcurt. 310.000 de costat. Să închiriez în fiecare zi de atunci până acum. Wow. Doar Geo, că dacă era să închiriez și restul, unde ai venit? Încă nu înțeleg de ce ți-ai atâtea mașini. E cel mai ieftin să le cumperi. Da, dacă ți le permiți. Păi asta, măi, asta e o chestie relativă dacă ți le permiți sau nu. Că mașinile pe care mi le cumpăr pentru mine costă cel mai puțin, că le și vând după aia, înțelegi? Da, da, tu... Mașinile de le iau să le distrug sau să le dau cadou sunt 100% pierdere. Da și nu, fiindcă tu mai faci content cu mașinile alea. Bă, eu zic fix ca mașină. A, tu zici fix, fix ca mașină. Fix ca mașină, da. Okay. Uite, ți le iau pe rând. A-Class-ul pe care l-am pentru maică mea l-am dat cu 1000 mai mult. Seria 7-le l-am dat cu 2000 în pierdere. Da, bun. Având în vedere că a fost accidentat. Ba nu. 3.000 în pierdere. Da, dar l-ai dat într-o zi. Și l-am ținut 2 ani. Și l-ai ținut 2 ani. M-a costat 3.000 de euro să am un șeptar 2 ani. Și oricum ți-ai scos banii cu... Asta nu mai zic, dar zic fix din mașini, înțelegi? Te zic, gen, așa scump? Nu. Nu. Da, na. Nu le iei așa de pe zi pe alta. Te uiți bine. Rolls-ul ăsta am fugit pe el pentru că era foarte bun la preț. Adică nu că era la același preț ca celelalte, doar că avea jumătate de kilometri. Și interiorul alb. Și interiorul alb, da. Dacă avea interiorul închis la culoare, nu-l luam. Da. Sau maro, sau whatever, nu. Am văzut Rolls-uri cu interior din ăla baby blue, cumva. Ălea sau... sunt custom. Ba custom. Nu, astea noi sunt și bespoke-uri și... Și am văzut ceva face. Mov sau... Da, 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 se fac. Tare. Se fac. Da, dar zic că, nu, gen, toate mașinile pe care le-am luat... Practic, preț bun. Preț bun, cash și... Na. Da, am văzut că tu oricum ai talentul ăsta de a găsi cumva mașini super ieftine și țapene, adică bine, castane. Bine, super ieftine comparativ cu celelalte. Da, super ieftine comparativ cu celelalte. Gen, din nou, nu iau nici căzături, că dacă iau o mașină ieftină și îmi pică... Da, nașpa. După adică... aia mai bagi banii în ea și după aia te rogi să o vinzi. Da, dar nu mi s-a întâmplat. Oricum nu ai ținut niciodată o mașină foarte mult. Păi nu, dar n-am avut nicio problemă, niciuna. Știu să le aleg. Da, ai talent. Dar durează o lună, două, trei. Să studiezi piața să fii sigur că aia e cea mai bună. Ai și car verticalul. Da, adevărat. Ți-ai cumpărat foarte multe mașini de-a lungul timpului. Dacă nu ții casă? Păi, pe sfârșitul anului. Nu e gata încă. Dar e scumpă. Și de-aia, da. Dar n-am cumpărat case că am stat în Severin la casă. Așa. Era mare. Bine, mare. Prat-o bunicii în anii 70 sau când și cum erau casele ei, pe atunci, cum erau trei casele. Curți cu... Da. Exact, da. Exact. Au luat, tu stai mai, 70, nu era nimic în Severin. Da. Așa. Și, nu știu,
nici nu prea consider că am nevoie de mai mult spațiu acum. Îmi place super mult unde stau. Mai ales că ai grădină. Ai grădina, bine, nu stai în grădină, stai în casă. Mai mult terasa, da, mă ajută. Da, frumos. Și așa pentru extensie am luat ăla de lângă, mm-hmm, pentru birou. Așa. Da, uite, ăsta a fost noroc, ăsta a fost noroc că altfel nu aveai, nu aveai unde să ai un loc de birou, de toate astea. Vezi, chiar ai nevoie de o casă la un moment dat, că există camera în care, nu știu, ai o grămadă de acte, birouri și așa mai departe. Bă, da, dar și eu cred că pe la finalul anului o să mă mut. Atunci ar trebui să fie gata. Deci ai în plan treaba asta, ai în plan. Bă, e în plan, se desfășoară planul, se desfășoară, ăsta, doar da, că e gata la finalul anului. Mai aștept un picuț. Abia aștept? Bine, da. Nu pot zic că stau prost. Da, nu stai așa. Că tot într-un pat stai și la un televizor te uiți, nu știu cum să zic. Corect. Acum depinde, pentru ceea ce vrei să faci. Uite, de exemplu, mie mi-ar fi prins super bine încă o cameră unde să am toate astea. De acord, de acord, da. Pentru că oricum nu renunț la al meu. Gen, cred că o să mute ai mei unde stau eu și poate îl închiriem pe al lor și o să mă mut eu la... Sau îl vindeți, sau vedeți cum e mai bine. No, nu știu dacă îl vindem. Păi să-l vând să-mi iau mașină. Da, asta e ceva ce-ai face. Crezi că tot pot să mă abțin? Nu cred, nu n-aș crede. Ce s-a întâmplat cu Zburger? Wow. Mi-am luat țeapă și am vrut să-l închid. Deci am început... Bine, mi-am luat țeapă, indirect spus. Început proiectul cu un patron de restaurant. Am făcut acolo o rețetă, era foarte bun. Și am vrut să ne extindem, gen că cumva asta era planul, că doar cu o locație niciodată nu ar fi avut sens din punct de vedere financiar pentru mine. Da. Înțelegi? Și cumva, că uite, aveam aici locația și voia unul din Cluj să mănânce. Cum făcea? Greu. Bă, au venit oameni de peste tot să mănânce aici. Full atunci, a fost full. Ți-mi minte că s-a blocat strada. Da, dar au venit și mulți oameni din alte orașe să mănânce, dar nu e o chestie care poate să fie de pe o zi pe alta, înțelegi? Așa, da. Real vorbind, singura chestie de succes era să fie francizare, înțelegi? Mm-hmm. Și pe aia rămâsesem eu cu francizorii care luaseră și ei practic n-aveam nici o cunoștință din are restaurantelor, n-aveam nici eu. Ajunsese burgerul să fie vreo 60 de lei și noi să nu facem absolut niciun leu la el, simți că n-are sens. Efectiv, nu ne pricepeam, da, și... Da, efectiv, nu a fost, n-ai fost... Nu au fost nici a ta, pur și simplu. Nu, a, da, burgerii erau buni, dar efectiv... Nu, erau foarte buni, dar mă refer că din... nu cunoșteai cum să faci așa fel încât să ieși mai ieftin cu burgerul, da, care să fie și bun și să ai și tu acolo măcar un profit ceva. Exact, adică eu nu am vrut deloc să fac rabat la calitate. Și când am văzut la ce preț a ajuns, am zis, bă, mai bine îl închid, frate, că n-are, da, sens. Gen, era prea scump, mi se părea scump. Era un pic scump. Da, și era stupid să zici, bă, da, da-i a meu, da-i așa scump. Nu, mi se, nu, pare, nu, stupid asta, nu. Nu, mă, era scump, nu mi se părea că merita, adică eu n-aș fi dat banii pe el. Era mai scump decât aproape toți burgerii din oraș. Probabil dădea lumea doar o dată, știi, sau maxim de două ori, după aia nu mai venea lumea ca și cum să cumpere casual un burger sau ca și cum îți cumpere o pizza, spre exemplu. Zici, da, bă, mi-au pizza că mi-e poftă să mănânc pizza. Da. Lumea venea, își cumpăra burger odată și după aceea, bă, na, merge, ok, dar nu aș mai da atâta încă o dată. Păi logic, dar nu neapărat că nici eu nu aș fi fost de acord să dea lumea în continuare atâția bani. Da. Că nu valora atâta, da, înțelegi? Mm-hmm. Luai de la altcineva mai ieftin și tot burger era. Și aia a fost. Aia mi se pare că nu am fost destul de pregătit și aia. Poate pe viitor. Poate pe viitor, exact. Sau mărci. Mărci, mărciul, iară, de nu... De fapt, oricum nu ai mărci în direct. A, exact, fost, exact. Da. Ăla-i mărciul tău. Băi, aia a fost faza că, uite, zburgerul n-am reușit să-l scot la un preț bun, dar fuseles la cel mai bun preț de pe piață. Da, chiar da. Adică, dacă te duci în mall, orice husă e la 1 milion și un gunoi. E o fâșie de aia de o pui peste, dai cu telefonul să spart. Asta nu e așa. Bă, astăzi mi-a scăpat telefonul, trebuie, și e prima oară când n-am husă. Am avut o husă de la Mobilfox, am forjat-o vreo 2 ani, dar mi s-o rupt în cele din urmă. Bă, ce să, da, zic? Bă, stai, da, puțin, acum pui mei. Mi se pare că și după 2 ani, dacă dai mesaj la suport, se schimbă. Ai gen garanție? Da. Wow. Mi se pare că garanție pe viață la husă. Bine, dar vrei să zic cum am rupt-o? A. Ai tras de ea? Cam, da, exact. Am eu un tic nervos și tot, exact, așa pistălesc, da, 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 știi? Nu, ca și cum aveai tu ticul ăla, exact, te făceai, exact, așa cu telefonul. Da, deci la husă e garanție pe viață. Oricând ai da
băi, mi s-a rupt. Dacă e vina Husei și n-ai rupt-o tu, îți dăm alta. Și îți dăm alta orice model vrei tu. Da, pe același telefon. Da. Adică nu merge să o faci la nesfârșit, ți-ai schimbat telefonul, bagi tu altă husă, ce să-ți fac? Da, da, ai, dar nu poți să-ți cumperi o husă să o ții 10 ani și să o și schimbi la fiecare telefon din aceiași bani, da? S-o dracu. Pe lângă asta, dacă ți iei eu un pachet acolo ProCare, îți iei husă și folie, avem acolo o șmecherie, ne dai poză la e-mail, la toate marginile, whatever, și tu dacă porți folia și husa în continuu și se sparge telefonul, schimbăm ecranul timp de un an. Deci, chiar din nou, combinate. Imbatabil. Știi cât costă garanția la toate astea? Mult, 10 milioane, ceva genul. Da. Asigurarea? Gen. Asigurarea la telefon. La telefon, da. Da. Noi aici asigurăm pe mine. Dacă ți se sparge, îți schimbăm ecranul. Băi, eu o să zic dar o gen, te verificăm, adică nu te gândi la șmecherii, la dăștea, că vedem că tu dacă mi-ai trimis poză și nu are nicio zgârietură și pe aia văd că e zgâriat, pe cum s-a zgâriat? Da, dacă cum? Dacă e cum? Exact, da, da, da. Că e asta, iar n-ai voie să dai jos folia până să nu vezi, să vedem noi dacă s-a spart sau nu. Gen. Bine, și aici e complicat un pic cu garanția. E complicat, dar... Dar cumva îți dai seama dacă cineva a făcut intenționat treaba asta și o rupt. Bă, mai sunt unii, bă, îmi trimit videouri, bă, am telefonul făcut zob, bă, zob, bro, da, bă, împușcat, efectiv, da. Împușcat. Și husa n-are nimica. Bă, da-l dracu, dar de nu l-ai aruncat? Am văzut, bro, am văzut TikTok-uri și chiar mă uitam și vedeam acolo că îți dădea toată lumea tag. Bă, dar era o grămadă de taguri așa. Bă, dar ai văzut că era zob făcut telefonul ăla pe ambele părți? Bro, eu eram de părere că efectiv era un telefon care era spart vai steaua lui și l-au băgat în husă și zicea, uite mă, no, pe nu, era o chestie, mi se pare că o provocare de, zicea, spart, l-a scos din husă, l-a spart și pe l-a băgat înapoi în husă. Deci ceva de genul. Exact. Bă, dar o zgârietură. Husa n-avea zgârieturi ca de obicei? Nică. Nu are cum, realist vorbind, nu are cum să se distrugă în halul ăsta un telefon și husa să n-aibă, nu știu, așa zgârieturi. Oricum, mai multe. Oricum, eu am testat husele astea. Înainte să se spargă ecranul, se rupă clipsurile care îl țin. Așa, deci le-ai zis bine. Acum știu ce au de făcut. Nu, gen, real vorbind, de la șoc foarte mare, gen, ecranul nu se sparge, se rup clipsurile alea și sare ecranul. Dar n-ai ce să-i faci, că n-are husa ce să facă. Tu la nu l-am aruncat din elicopter. Ăla de-a fost aruncat din elicopter, cum îi zice, a picat și a fost atât de tare șocul încât clipsurile au cedat și a ieșit ecranul. Dar l-ai aruncat pe pământ. Nu, l-am aruncat pe pietre. Pe pietre? Da. Oricum, din nou, s-a oprit iară? Aia e oprită, da. A. Da, mă, oricum, revenind, ele sunt indestructibile, dar sunt unele chestii care, gen, tu dacă ai husă și dai cu telefon, cu ciocanul în telefonul unde nu e husa, pe ce treabă are husa? Că tu dai în ecran, nu atinge husa. Corect, da, da, da. Tu trebuie, gen, ea doar protejează cumva telefonul să nu cadă pe față, să nu se spargă. Și dacă și, pică, mă rog, pe o parte sau pe o parte, da. Dacă pică fix într-un ciocan, da. E făcută, gen, oricum ai arunca-o sau oricum ți-ar scăpa, nu se sparge. Dar dacă îți pică într-un colț de ăsta, ia uite, unde dracu. Ce treabă are husa? Da, n-ai ce, nu mai ai ce să-i faci, da. Nu mai și atunci se sparge prima oară folia și după aia ecranul. Corect. De-aia zic, ăsta e un produs, e cel mai bun produs de pe piață și e și la un preț de oameni, nu e 100 de euro ca alte huse. Asta e un sfert de preț. Chiar un preț accesibil. Dacă prinzi și reducere, e și sub 1 milion uneori. Adică nu există, e prețul bun. Bine, s-a ajuns la prețul ăsta cu investiții de milioane de euro în aparatură ca să poți să o produci. Adică, și la nivel înalt. Și la nivel înalt. Că, cum îi zice... Așa, dacă stai să le iei din China, să le astea, te ajunge mai scump și nu e aceeași calitate. Dacă e făcută toată în fabrică cu materialele de cel mai bun, cele mai bune materiale, cu presele cele mai bune, cu toate mașinăriile alea, e altceva. Eu am mai văzut pe TikTok comentarii cum că le ajung comenzile foarte greu. Eu mi-am comandat eu, fără să... Da, da, da. Te știu, adică puteam zic, bă, zbur, dă și mie coaie o husă, știi? Da. Nu, dar mi-am comandat eu că eram în Arad și n-avea sens să zic, exact, trimite-mi da. O husă. Am comandat, bro, mi-a ajuns în 3 zile, gen. Păi fii atent, contează foarte mult când comanzi. Că uite, de exemplu, cu toată aparatura asta pe care o avem noi și toate chestiile astea, ele sunt print on demand. Da. Adică avem acolo cu poza ta, îți bagi poza pe site, îți dă fix fus așa. Tu crezi că am eu husă cu poza ta în site înainte să o pui acolo? Corect, n-ai. Deci ai dat comanda, eu trebuie să fac husa,
și să-ți pun toate astea, practic, făcute la comandă. Comanda ta e unică. Trebuie să fac husa și să-ți pun printul ăla pe care l-ai vrut tu pe spate. Și fabrica, când sunt perioade de-astea înalte, cum ar fi Black Friday, cum ar fi Crăciunul, cum ar fi astea, ea lucrează 24-7. Sunt vreo 30 și ceva de angajați, stau acolo 24-7 să facă husele, să le ambaleze, să le printeze, să le împacheteze, să tot. Uh-huh. Atâta poate. Da. Sunt zeci de mii de comenzi. Da, oricum mai există și chestia asta. Există... Și stai puțin, asta se mai întâmplă când e la Black Friday și nu e vina noastră, e vina purierilor. Da, știu. De asta ne luăm noi muie, că nu livrează cargusul sau puii mei. Nici măcar nu e vina lor dacă se gândește că nu are ziua suficiente ore încât să livrezi atâta. Că da. Îți comenzi foarte multe. Îi înțeleg 100% și pe ei. E o perioadă mai aglomerată. Dar am mai văzut o chestie, tot așa, a zis cineva, am văzut un TikTok în care zicea cineva că nu a ajuns husa de nu știu câte luni. Bă, asta nu știu ce să zic. Mă, dă-o dracu. Asta chiar mi se pare așa un pic, bă, chiar așa, adică... Uite, azi, luni, nicio campanie, nicio nimica, 380 de comenzi. Astăzi, dacă comandai, era timp mai mult decât suficient să fie făcută, să fie trimisă, să tot. Stai, deci, tu vrei să-mi spui mie că luni? Adică da. Astăzi s-au comandat 380 de huse de la da. Mobile Fox? Da. 380? Da. Mamă, 380 ori 100... Bro, ce? What? A, păi de acolo mă vin banii pentru Rolls. Acum face totul sens, bro. Acum chiar nu vreau să mă cac pe mine, dar banii de Rolls i-am făcut anul ăsta. Da. Nu, nu, nu. Anul trecut, 2023. Nu, anul ăsta. Ce? Nu, no, nu. No. Cu tot cu decembrie, pardon. Ah, ok. Bine. Da, nu, acum i-am încasat. Bine. Da. Mă rog, acum i-am retras, că au mai rămas alții și mai să mai băgăm alții și... Deci tu, practic, mult. Toți banii de rol s-ai făcut în 2023? Da. Wow. în gen două, maxim trei luni. Okay. Și ți-am zis că a durat 5 minute să-l cumpăr, gen. Acum înțeleg, da, acum am înțeles de ce l-ai luat. Da, bă, cred că ăsta e cel mai tare merch al tău, că practic e merch-ul tău. Da. Deci ăsta by far... Urmează să fie și mai tare. Ai mai avut încercări cu merch? Bine, stai puțin, acum iar, fără să flexăm sau ceva de genul. Ăstea 380 sunt doar de pe magazinul de pe România, suntem în 12 țări. Gen. Și tu ții, adică tu practic... Da, băi... E de pe toate? Logic. De pe toate? Coaie, stai, încă n-am început bine în America, dar când începem în America o să fie bombă. Gen. S-a eu început... credeam că doar de pe România. Băi, ideea e că, cum îi spune, rolul meu acolo este să ajut la toate. Acum, da. 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 Nu a început așa, dar dacă erau chestii de făcut, ce dracu? Eu am început colaborarea cu ei ca o campanie de marketing, gen, uite, vrem să ne faci video-ul ăsta, bine, n-a fost fix așa, vrem să facem video-ul ăsta și eu venit cu altă idee, am făcut, după am mai cerut bugete pentru altă chestie și de anul trecut am vorbit cu Kevin și a zis, bă, cam on board și anul trecut practic am dublat afacerea. Da, bun, deși, nu știu, parcă promovarea ta de anul trecut nu a fost chiar așa agresivă ca în primii păi, ani. Stai puțin, promovarea mea, ce s-a văzut? Da. Că exact. Eu nu sunt genul ăla de om să fac o chestie în spate și după aia să arăt ce am făcut în spate, că nu aia e ideea. Mm-hmm. Ideea e că am făcut foarte multe chestii behind the scenes care au ajutat la creșterea brandului. Da. Nu doar strict promovarea. Da, da, da. Lucru care mi se pare mult mai smart. Păi da, de aia gen. Că real vorbind, promovarea mea este complet nulă în Polonia. Nu-i pasă nimănui din Polonia de mine. Dar... Poate eu sunt câțiva oameni din Polonia care și-au luat datorită ție o husă. Păi sunt foarte mulți care și-au luat datorită ideilor mele. Datorită ideilor, da, da, datorită promovării. Care, apropo, Polonia e foarte... Da. Ok. Da, da. Mă rog. Cel puțin Mini Cooper-ul din Polonia. Da? Nu, no, mai mult de Mini Cooper-ul. Mai mult? Da. Oh. A fost și la Polonia, gen... În trei astea, în trei țări am dublat vânzările anul trecut. Care sunt? Ungaria, România și Polonia.
Ungaria, România și... Da, ei fiind din Ungaria oricum, da. E de înțeles. Bine, încă nu... Oricum, piața din România încă nu e la apogeu maxim. Cum? Eu văd pe toată lumea cum da, se nu, mai mult, mai mult de atât de făcut. Da, dar o să vedeți în continuare. Bă, mie mi se pare fascinant, eu chiar văd pe toată lumea cu huse mobil foc. Și diferența e că iar am mai văzut că zic că uite că se decojește. Dacă dai cu cheia, cu dălea pe azi, dai seama că se decojește. Bă, dar acum cât ai vrea să te țină o husă, frate? Gen, pe bune, eu am avut și huse de la alte branduri care, ești nebun, după o lună mi se decojea toată husa, gen, nu știu. Oricum, din nou, dacă e decojită și n-ai decojit-o tu cu cheia, dai mail. Garanție pe viață. Revenind. Dar ideea e că majoritatea care au printuri sunt efectiv un print lipit. Înțelegi? Uh-huh. Nu se printa direct. E 25.000 de euro o mașinărie de aia de printat. Mult. E cea mai bună. Gen. E cea mai bună mașinărie posibilă. Se mai folosește să se printeze pe alte chestii, dar nu dau acum în casă. Am arătat în vlog cum se numește mașinăria aia, dar... Ah, da, corect. Ai și vlogul ăla da. Care te-ai plimbat pe acolo și... Da, e cum trebuie. Eu de-aia zic oia, că asta a fost cumva bafta cu brandul, că brandul a venit gen brandul corect, bun, și eu am venit cu ideile să îl aducem în față și de la asta s-a născut toată treaba asta. Și mi se pare foarte interesant faptul că ownerul, cel care deține brandul, e mai mic ca tine. E mai mic ca tine. Și ca mine. Cred că e de vârsta lui Robby. Câți ani ai, Robby? Mai mare ca tine, a făcut 20 sau 23. Deci a făcut 22 sau 23. Wow, da. Ok. A început la 16 ani. La 16 ani? Da. Și practic când a explodat brandul, să zici așa, a luat amploare? Când a venit în România. 2020. Da. Wow. Wow. Și l-a început cu nimic? Frumos. A început cu 500 de euro la 500 de euro ai lui și 500 de euro de la maică-sa. Wow. Da. Cred că cei mai buni 1000 de euro ever investiți. Da. Adică da. printre cei mai buni. Printre, da. Dar n-ai, bă, e greu. Și acum nu știu, ai idee cam la ce valoare e estimată afacerea? Depinde, te referi la vânzări sau la cât valorează? La cifra de afaceri. Cifra de afaceri... Deci, nu o zic fix cifra de afaceri, dar oricum cred că o găsiți pe net dacă o căutați. Dar anul ăsta, dacă și anul ăsta merg treburile cum ar trebui... Ar trebui ca pe toate țările să fie în jur de 100 de milioane. Pă bune. De euro? Da. Pe toate țările? Da. Dacă... Stai puțin, încă nu e acolo. E mai jos. Dar la finalul anului ăsta, dacă treburile merg cum ar trebui, ar trebui să fie în jurul ăla. Acum bine, asta e cifra de afaceri, ca să ne înțelegem, de acolo sunt o grămadă de costuri. Departe, adică bă, tu gândește-te că... Cred că rămâi undeva realist, vorbim cu un 10-20%. Dar nici măcar, că toți banii aia cu care rămâi îi bagi înapoi. Corect și lucrul ăsta, așa e. Gen, tu nu înțelegi. Kevin, în 2021, cred, firma era în jur de 8-9 milioane. Al meu avea Volkswagen. Adică nu îi pasă. Gen, da. Cum fac eu cu YouTube-ul, fac el cu firma. Da. Băi, deci eu credeam că eu sunt nebun, el e și mai nebun ca mine. Băi, gen, eu am început de acum să mai cu banii mai costă, dar el e all-in cu aia, all-in. Oricum așa funcționează o firmă de succes. Da. Să investești mereu foarte, foarte mulți bani. Bine, eu cred că de asta am și relaționat foarte bine cu el, că avem aceleași goal-uri. Adică nici lui nu-i pasă neapărat de bani, ci de ideea asta de progres, înțelegi? Da, de drumul parcursului, efectiv, de cât de mult da. Poți să înaintezi pe drumul ăla, ești ca într-un joc video, basically. Exact, da, vrei să-l completezi 100%. Da, gen cu tot, cu site, cu esturi, cu toate cu alea. Absolut tot, da. Cumva îmi povestești de, sau mi-ai povestit de Kevin așa, ca și cum simt cumva că te inspiră. Da, lui, vorbim super mult, avem, e super... să zic așa, device, gadgets, e foarte pasionat cel de treburile astea. Mm-hmm. Și ai ceva artiști care te-au inspirat de-a lungul timpului? Cred că poți să-l ghicești. Băi, eu pot să-l ghicesc, dar okay, nu cred că pot să-l ghicească. Deci, real oriunt, să zic așa, oameni care m-au inspirat super mult. Deci, primul YouTuber care m-a inspirat a fost Casey. L-am descoperit într-o zi de iarnă. Se apucase de vreo... 8-9 luni de daily vlog. Da. Fix când postase retrospectiva anului lui.
Și de atunci m-am inspirat și de atunci am început gen să fac tranziția asta la vlog. După aia a fost Kanye. Așa. Efectiv, mi se pare că tot actul ăsta lui și tot ce face e next level. După aia Mr. Beast, pe care iară l-am descoperit când a făcut aia cu numărătoarea până la 100.000. Ai furat și un pic de meserie de la el. Bă, super multă. Da, dar mai important, o revoluționat YouTube-ul. Da. Tot contentul, acum tot contentul de pe YouTube l-a schimbat. Mie nu vine să cred. O să schimbe iarăși. Probabil. Și l-a schimbat și el pe lui. Ideea e că gen, mai multă meserie consider eu că am furat de la Beast din behind the scenes decât din actual clipuri. În rest, uite, îmi place de Logan de când și-a început podcastul. Foarte bun podcastul. Foarte, foarte bun. M-am uitat mult la Dobrik. Da. Dar știi că m-am uitat la Dobrik fix după ce s-a lăsat? Bă, și eu. Bă, și știi care e faza? Așa nașpa că voiam să văd vloguri noi și nu mai erau. Nu e vorba că știi ce, care e singurul meu regret în legătură cu vlogurile lui Dobrik? Că n-am prins niciunul fix când a apărut. Da. Bă, știi feeling-ul ăla? A postat ăla, mama, hai să văd. Bine, dar sigur te-ai mai uitat la el din când în când, dar nu ai avut cumva... Nu, n-am văzut absolut niciun vlog de-a lui până când s-a lăsat. Wow. Și de când am văzut primul vlog, nu m-am oprit. Dar asta îmi pare rău că n-am prins niciodată să văd un vlog gen, mama, a postat ăsta, hai să dau click. Ai avut un numai pic ultimele, din... care n-au mai fost la fel. Da. Așa. Ultimele n-au mai fost la fel. Dar ai avut un picuț din contentul lui, ai împrumutat da, un pic din contentul lui. Da, m-am încercat, dar nu s-a putut, a fost, e foarte greu. El era și în alt fel de grup și mult mai diferit. Și el făcea bani din altceva, tu atunci făceai bani doar din AdSense. Exact, era exact. Complicat, că tu voiai să și mănânci. Exact, adică exact. Adică n-aveai cine știe ce. Mai ziceam pas din când în când, dar de preferabil era să mănânc. Da, 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 zic. Și cumva, țin minte că mi-ai zis că vrei să faci tranziția asta și să renunți la contentul ăla și vrei să începi alt fel de content, să-ți alegi altă nișă, cum ar veni. Mm-hmm. Lucru foarte smart. Da, da, exact, exact. Și... la ce YouTuber din România te uiți? Să zici, nu știu, sau cine te-a inspirat în trecut? Un YouTuber care te-a inspirat în trecut? Bă, prima oară a fost Marius ăsta de la Slatina Skate Crew. Așa. Băi, asta e faza, eu nu prea m-am uitat în România, lasă-mă să mă gândesc. Majoritatea YouTuberilor care au fost inspirați în România au fost inspirați de gameri. Da, eu nu înțelegeam, eu, singurele jocuri la care mă uitam era Stranded Deep. Să văd storyline și jocurile Lego și nu făcea nimeni din România. Da, 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 știu. Și mă uitam gen să văd cum se fac nivelele și la Stranded Deep ăla știu că mi-a plăcut o serie super mult. Stranded Deep nu era survival? Era gen Castaway. Ah, Castaway, da. Da, da, da. Bă, la cine dracu m-am uitat? M-am uitat la început când... fix când a început Bianca Adam. Tequila, da. Exact, că știu că era cu un an mai mare ca mine și mi se pare că relaționam foarte mult cu treaba asta. Mhm. La cine dracu m-am uitat, mă? Iară știu că mă uitam într-un timp Mac și altele? Nope. Mai era ăla cu masca. Da, dar nu-mi plăcea. Nu? Nu, m-am uitat la roboți. A. De la roboți aveau ei tutoriale direct la ei pe site. Știu că au făcut un an sau doi pauză din a posta clipurile pe YouTube și le postau direct la ei pe site. Și tot așa cum așteptam eu să posteze episodul, am văzut că au tutoriale și am învățat să editez în Premiere. Bă, foarte, foarte tare. Bă, dar ce oricum, nu poți să compari, bro. Erau... cum anume nu poți să facă ce făceau ăștia cu 12 ani? Ireal cu aia. Și ce îmi plăcea foarte mult era emisiunea aia cu băiatul Alex Timiș, Trailer. Trailer, da, 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 știu. Bă, era tot la ei. Tot și Caterin, că mi se părea aia. La un moment dat s-a oprit emisiunea aia. Da, nu înțeleg de ce. Na. Oricum nu pot să-mi dau seama de ce s-a oprit, că nu era pe YouTube să vezi vizualizările. Gen... dar la cine te uiți în momentul ăsta pe YouTube? Bă, stai că zic cine mi-apare la recomandate. Mă uit la băiatul ăla din Anglia care repară mașini la Matt Armstrong, care și el a fost BMX-er. Așa, ia ce mi-apare, fix ăsta mi-a apărut. Te văd că mi-apare Impulsive, mi-apare clipul cu Wrestling, for some reason, că am vorbit cu Căplescu de Royal Rumble. Ok. Așa. Ne-am uitat la tine acasă. Bă, mă uit la chestii de tech. La Marchez și la Mr. Who's the Boss. Mă uit la toate drag race-urile de la CarWow. Vai, stai puțin, o recomandare. O recomandare, nu știu dacă îl știți. Patrick CC,
Asta e din America, face clipuri documentare de vreo 15-20 de minute despre anumite subiecte care sunt foarte, foarte interesante. Uite, Dorian, mă uit la Dorian odată la câteva zile. Că a fost primul influencer care chiar a arătat că se poate face treabă și chestii, deși a avut un oarecare avantaj pe care tot el și l-a creat, adică faptul că era cunoscut. Dar din nou, erau foarte mulți oameni cunoscuți care puteau să se apuce să facă asta, dar doar el a făcut asta. El cumva a fost și foarte transparent pe vloguri tot timpul, adică zicea, bă, atâția bani fac, adică mă rog, nu zicea la cifră exactă, dar îți dădeai seama că chiar se poate trăi din treaba asta. Și eu mă uitam la vloguri și ziceam, bă, da, se fac bani din treaba asta și nu o vedeam așa. Da, da. Oricum, cumva, cred că el a adus și un foarte mare boost pentru YouTube, pentru că el a dat cumva... El a inventat daily vlog-ul, bro, în România. Nu, nu. În România? Ilie, tata. Făcea înaintea lui. Ah, corect. Dar nu asta e faza, e relevant. Când a venit Dorian, practic a confirmat faptul că YouTube este o platformă serioasă. Așa-i. Pentru că până la el erau doar YouTuberi. El a fost prima vedetă, să zic așa, care a intrat. Cum ai văzut, Micuțu... Bobonete, Măruță, toți au podcast. Toată lumea a început să se mute pe YouTube. Dorian a fost primul. Unul n-a fost înaintea lui. Da, nici nu stau și mai degrabă invers, au plecat ăia. Bă, cum îi cheamă, top 10? Cum îi zicea bă la ăia? Dar a rămas bă, ăla de v-a scris filmul, de a regizat filmul. Stai. Vai, bă, cât de tare erau. 10 chestii, nu. Emisiunea, bă, ce? Rezumatul zilei. Rezumatul zilei și cum îi zicea înainte, băi. Mamă, da. Băi, deci eu mor aici. 10 lucruri cu aia, cred. Nu mai știu cu aia. 10 lucruri? Chiar nu mai țin minte. Ciucă, poți să cauți 10 lucruri? Zi-mă, 10 lucruri zice oare? Da, 10 lucruri. 10 lucruri? Da. Ah, okay. Vai, bă, la Vali mă uitam pentru cine nu știe că a fost nasol și a șters toată seria cu garsoniera. Da. Ai văzut-o? Nu. Cu aici aș vrea să mă uit, iar la ea nu mi-am amintesc absolut nimic din ea. Avea o chestie. Era un serial filmat într-o garsonieră cu GoPro-ul, deci fii atent, el filma cu GoPro-ul așa și gen vorbea cu ei ca și cum era filmat de altcineva într-o garsonieră. Bă, ce tare era seria aia! Da, uite, ăsta din YouTuber a trecut în mainstream media, că mi se pare că Șurubel este prezentator. Asta da, da. Și da. Vali este la filme, chestii. Pe filme, pe astea, da. Da. Regizor, scriitor, ceva, nu știu exact. Da. Nu știu, na, nu. Eu nu prea înțeleg. Direct de bine se câștigă din YouTube. Bine, strict din YouTube. Strict din YouTube nu se câștigă așa. Strict din YouTube se câștigă foarte bine dacă ești top 10. Și dacă postezi foarte des. Foarte bine, zic eu, înseamnă de la 4.000 pe lună în sus, dacă ești top 10. Doar din YouTube. Da. Dar dacă ești top 10, gen, e greu să ajungi top 10, cred eu. E destul de greu. Da. E destul de greu. Mai de mult era ușor, că nu erau așa mulți. Da. Acum mi se pare super. Păi da, era mai ușor, dar era mai puțin bani. Nu făceai 4-5 mii pe lună dacă... Băi, eu făceam, țin minte că făceam într-o perioadă, am făcut 16 milioane de vizualizări și na, da. Știi că suntem plătiți pe vizualizări, în caz, asta am zis în caz că nu știe lumea. Și bă, am făcut, nu știu, o de asta, o mie și ceva de euro, adică da. Acum dacă faci 16 milioane de vizualizări, bro. Păi cred că faci 30.000 de euro 30 sau 40.000 de euro din 16 milioane de vizualizări. Da, și am făcut 16 milioane într-o lună și următoarea lună tot așa, vreo 14-15. Adică... O țineai așa o vară, zlai rolls. Da, o țineam așa un an, un am rol și casă. Da, exact, exact. Zbâr, îți mulțumesc că ai apărut în primul podcast. Chiar apreciez foarte mult și ce să știu, zic, poate o să dea lumea un like, un subscribe, un share ca să poți și eu.